Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități. O prezență feminină într-o seară de mai face minuni, mai schimbă dinamica a lucrurilor. Bună seara, Silviu Munteanu, sunt, suntem pe 103 cu 4 în vastele studiouri Radio 7. Suntem live și pe canalul 13 TV, pe YouTube Sigla cu pisica neagră. Un subscribe, dar și un like ar fi apreciate și ne ar face ceva mai vizibil. Navi este prezent în studio. Bine ai venit. Bună, bună seara a tuturor celor care ne ascultă și ne privesc. Bună seara Silviu. Mă bucur să eu aici. Să știi că am fost foarte atent la tău pe care l-ai scos acum câțiva ani și vocea ta chiar și vorbită îmi, îmi proiectează o imagine în cap, cumva parcă este susurul uh, vocii Evei când l-a convins pe Adam să, să mănânce, să muște din mărul cunoașterii. Miau, au ca să zic așa, ce, ce frumos compliment care să începe una mai. Bine, bine, Silviu! <laughs> <Aia> <laughs> era tocmai un compliment, era o constatare. Da, probabil că așa este. Știu, știu că am chestia asta de pinocență amestecată cu... Nu știu. <laughs> am văzut uh, un uh, interviu cu Miley Cyrus relativ recent și ea vorbea despre vocea ei. Și spunea că vocea, și mai ales cu vârsta, uh, colectează... O grămadă de, de reziduri sau chiar de mizerile, și cum să spun, nu numai pe care hai să zicem le mâncăm, ci și cele pe care le spunem. Era la un mod figurat și că vocea ca și corpul, știi, că dacă îți faci un tatuaj undeva, și vrei să ți-l acoperi 20 de ani mai târziu, s-ar putea să te doar mai tare pentru că corpul are un soi de memoria lui. E, era valabil și pentru voce, dar puțin în alt context. Da, știi cum e vocea un instrument literally foarte organic și atunci e normal că na, va crește odată cu noi și toate chestiile astea, impuritățile și dubioșenile și experiențele pe care le avem într-un fel sau altul, se adună acolo și dau, îi dau și mai mult caracter. Uh, s s tot, 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 totuși, sunt oameni pe care nu se simte. Vocaliștii foarte mari, de exemplu, fac vorbesc de Celine Dion și de acolo în sus. Își fac uh, o adevărată artă din a-și păstra vocea intactă timp de decenii, în, în același mod în care ea sunea. Pe de altă parte, vorbim de, și de vocaliști de blues și de jazz sau așa, care găsesc o artă în tocmai aș lăsa vocea să fie influențată de trecerea timpului și a deveni, să devină mai răgușită, să aibă raspiness sau la joasele uh -huh. alea magice deci e cum e, eu pur și simplu o las să fie așa cum este ea, normal că mi-ar plăcea să sunt la fel de cristalin ca la 17 ani dar cumva cu experiența de acum pe de altă parte simt că e cumva imposibil așa că mi-accept vocea asta mai uh... e bine că nu te alocomești da. <laughs> da. Uh, ți-ai luat iod? Am încercat. <laughs> am încercat să-l am preventiv în gentuță, dar nu mai era. Farmacista a încercat și a să facă și nu reușea. Știu că ai o mică paranoie cu problema asta și cu problema unui eventual atac nuclear. Știu da. că ai această problemă. Și mai știu despre tine că te-ai uitat foarte mult la Black Mirror. Da. Și acum mai știu și despre mine că dacă tot ești aici, nu am văzut toată seria, N-am văzut câteva episoade, mai niciunul nu mi se pare imposibil. Nu, și multe dintre ele chiar, adică chestiile care stau la baza celor invenții se întâmplă acum, adică toată chestia asta cu AI-ul și cu evoluția asta se întâmplă acum în timpul nostru. Și la cum evoluează, mie că în 10 ani eu... O să fie destul de posibil. Da, scapă cine poate. Să știi că uh, unul din motivele pentru care eu fac acest podcast este că îmi place să invit oameni de la care eu consider că am de învățat. Și ești persoana perfectă cu care vreau să am această discuție avem acest pop culture, da? Care, hai să zicem, se traduce și în muzica pop și care el a început cam prin uh, anii 70, foarte glamorous, da? Cu aba, cu Boniem, cu Donna Summer, da? Uh, după care s-a dus în anii 80 unde a fost și mai, uh, și mai roz și părul tapat și toată povestea asta. Uh, dacă vrei, îți iti... Transpun puțin și în rock and roll. În rock and roll era. aveam The Beatles The White album, da? Aveam Jesus Christ Superstar. Ce să vezi? ne mutăm în anii 90, avem Merlin Manson, cry Superstar, avem Metallica The Black album, iar popul uh, a devenit din ce în ce mai, mai darkish. Adevărat, uite, nu m-am gândit niciodată la chestia asta, așa, dar da, devine din ce în ce mai. Uh... De ce se întâmplă asta? Cred că în fapt e un ciclu și la un dat toate vor, vor începe să se, uh, cum, așa cum istoria în modă se repetă, așa și toate etapele astea, adică uite de exemplu acum în pop avem de a face cu un, un revival, prima oară a fost de disco, ne întorceam la influențele disco și acum este foarte la modă să te întorci la influențele anilor 2000, deci mm -hmm. și ca modă cum se îmbracă soliștii, artiștii, cât dar și cum sună, deci sunt o fel de elemente de astea ascunse prin producție. Și atunci e normal că dacă ne întoarcem, să zicem, un pic în spate și popul împrumută influențe și elemente din anii 90, chiar din rock anilor 90, și din toată joaca asta cu metal, goth metal, cu death, cu așa și. Nine chestii... inch Nails, și, da. Exact, și chestii mm -hmm. Păi să nu uităm că Nine inch Nails i-au produs noul album uh, lui Halsey. Știu ce spui. Și atunci uh, este clar că dacă, practic, mergi cu istoria într-o direcție și cu influențele în altă direcție, știți e tot mai din spate, tot mai din spate, la un moment dat, o să prindem din nou ciclul în care ne întoarcem și la white album și la influențele de puritate acustică, știi? Sunt toate etape. Dar mie-mi place pop dark, inclusiv la Dua Lipa, de exemplu, niște elemente așa. Îmi place maxim. Uh, stau și mi-aduc aminte. Uh, cred că prin anii 80 mai vedeam... Uh, tu erai, uh, cred... Nu eram. Nu, nu erai? <laughs> Așa, dar eu mi-aduc foarte bine aminte când vedeam la casete video, uh, erau două filme, cam atât încă pe un VHS, iar la sfârșit întotdeauna mai prindeai 3-4 clipuri cât mai rămânea pe bandă de la MTV. Ce Și acolo descoperei tot soiul de chestii. Acolo cred că am descoperit, nu știu dacă știi, Sisters of Mercy. Da. Acolo am văzut pentru prima oară. E, ce vreau să spun era, este următorul lucru. Era un colorit anume de VHS. Uh, și trecem în anii 90, unde uh, culoarea... Uh, cred că până în 94-95 se mai trăgeau clipurile pe, pe peliculă. Da, și era chestia warm, așa, și uh -huh. maroniurile alea. Exact, exact. După care mergem în 2000. În 2000 totul era foarte ostentativ la culoare. Adică dacă aveau un portocaliu cald, măi, era uh, dat din contrast de ți-ar cumva. Eh... După 2010-2011 am intrat în Dark Side-ul ăsta. Știu că l-am văzut pe băiatul ăsta, Jared Leto, care a apărut la nu știu ce recepție, sindofrie, premii, de cerneale de premii, whatever. Și cum arată el mes mesianic așa, avea, ducea pe o tavă capul lui decapitat. Da, am văzut pozele. Păi mi s-a părut a... foarte creepy, adică îmi place să cred că arta încă mai are treburi de care să ne bucurăm. Nu am înțeles care era bucuria acolo. Cred că am bătrânit un pic. Deci, știi cum e, este? este clar o chestie de, de shock value, nu, ca și Lady Gaga cu rochia ei de cărniță, știi? More little monsters, da. eu, până la urmă, sunt foarte ok cu chestia asta, pentru că e foarte fain să iei... Da, uh, treburi mai dark și să te joci cu ele, pentru că în momentul în care le aduci la lumină în felul ăsta și le transformi în ceva, să zicem, inofensiv, ele devin parte din pop culture, știi? Sau sunt uh, chestii care poate să deschidă o conversație, ceea ce, uite, se și întâmplă. Și atunci ca artist, să că vrei chestia asta, vrei ca lumea să vorbească despre tine, despre muzica ta, despre arta ta, despre filmele tale. Și atunci cum faci asta? E oricum atâta muzică și atâta artă pe lume în momentul ăsta și atâta flow de informație, că nu, uneori, ca să te remarci și la mod, ok, care este chestia care să mă scoată pe mine în fața, în, în, cum să zic eu, în frunta gândurilor omului, pentru o secundă, știi? Cum? Cum faci asta? Faci ceva șocant. Uh, sunt eu puțin paranoic și schizoid. Uh, parca pop culture-ul ăsta, devenind din ce în ce mai darkish, a fost ca o premoniție la cum arată lumea de vreo 2 ani de zile încoace. Ah, da, bine, să nu... Știi, era checklist-ul ăla că prima oară pandemie, după aia război, după aia aliens, știi? A nu ce mai se mai întâmplă știu. în Shanghai și m-am speriat. În fine, da. altceva voiam să te întreb... Mi s-a întâmplat de pildă, la un moment dat, să treacă prin viața mea și o poveste de amor care s-a declanșat, o să râs, de la o piesă cu Lou Reed. Uh, Și mă gândeam la, la piesele tale. Ai avut vreodată, hai să zicem, în rutina ta de zi cu zi, te trezești dimineața, îți faci cafea, îți faci duș, whatever. Uh, ai avut vreodată conștiința faptului că vreo piesă de a ta uh, poate să nască o poveste în viața unor oameni? Da și chiar confirmată. Mai ales după singurul cel din decembrie, cel mai, adică nu cel mai recent, chiar anterior, Universul Paralele, am primit foarte multe mesaje în care oameni care iubeau în secret alți oameni îmi spuneau că piesa asta i-a ajutat să își mărturisească sentimentele. Gen, am dat o tipă, mi-a scris din UK, mi-a zis că era îndrăgostită de foarte mult timp de cineva care era cu altcineva și a trimis piesa mea ca un conversation starter și de acolo lucrurile s-au dus în și-au vrut ei să se ducă. Uh, și primește de multe ori, mai vine lumea pe la mine la concert îmi spune că pe o piesă în album sau alta sau așa, că au, au niște amintiri foarte speciale. Deci da, e foarte fain când se întâmplă, e foarte fain când ți se confirmă și e foarte fain că, na, nu știu, e, pentru mine, știi, e o altă piesă, adică e una din zecile, sutele. Dar da, pentru un gândesc, om, da. mm -hmm. e o chestie unică și irepetabilă știi? Și până la urmă, eu cumva simt că de asta trăiesc, ca să crezi exact genul ăsta de momente pentru oameni. Nu te apasă un pic pe omeri? Nu. Și dacă e presiune, îmi place presiunea asta. E o presiune bună pe care să o ai. Am văzut chiar weekendul trecut un podcast cu Rick Rubin. O, Unul din cei mai... Pentru cine nu știe, da? Unul din cei mai șmecheri producători muzicali de pe planetă, care la care dacă te uiți la, la, discografia la care a lucrat o să vezi cele mai mari nume din uh, muzica pop și rock și hip hop și tot ce mai vrei cu putință uh, și să discuta o treabă care mi-a plăcut foarte mult, zice băi există două piese, s-au pus, pus pe masă două piese una era un Tom Waits Marta se numește piesa. Okay. Scrisă, asta e foarte important, la 23 de ani a scris această piesă. În piesă era, era vorba despre niște oameni la 60 plus, care se cunoscuseră la anii tinereții. Fiecare a avut o viață cum a avut, și spre bătrânețe uh, s-au întâlnit cumva și se întrebau cum ar fi fost viața lor dacă și-ar fi dat o șansă la anii tinereții. Repet, o piesă scrisă la 23 de ani. După care există, că tot vorbim de Nine Inch Nails da? și de cumplițul Trent Reznor, există acea piesă Hurt, care încheie mm -hmm. de al doilea disc al lui Downward Spiral, în care este vorba despre uh, hai să zicem Reznor la bătrânețe vorbind cu personajul de la tinerețe. Piesă de asemenea scrisă pe la 20 și ceva de ani, pe care a luat-o um, cum îl cheamă? Johnny Cash, Johnny Cash și i-a schimbat tema aceeași. I-am plâns, paranteză, când am văzut videoclipul primar și când apare Jun, soția lui, știi, când e faza aia când el acolo super trist așa și gânditor și este ea pe scări și se uită la el, știi, și parcă e toată istoria lor acolo de la walk the line până, știi, cu câtă înțelegere se uită femeia la el. Da, da, e un tip de sensibilitate și se face de vr pe mine. Exact, are treaba asta și mă gândeam, zic, uite ce temă de, de, abordat, hai să zicem, la anii tinereții, să scrie o piesă, practic să accesi un tip de maturitate și uite așa poți să scrii niște piese care pot să rămână în timp nici nu știi cum. Exact ce, ce povestești și tu cu, cu, piesa de mai devreme. Nu știi niciodată ce și cum se întâmplă și cum a pornit și odată, odată plecată. Dar cred că nici nu să mai aparține cumva. Păi, asta, exact ați mai luat uh, vorba din gură, ca să zic așa. Uh, practic, piesa, în în care îi dai drumul în lume, prinde o viață a ei, și nu mai poți e copilul tău pe care l lași să plece la facultate să-și facă viața, știi? E yeah. și alt, un alt fenomen foarte dubios pe care o să-l vezi în autobiografiile și biografiile foarte multor artiști și mi s-a întâmplat și mi se întâmplă și mie constant, nu știu, cred că toți suntem cumva binecuvântați și blestemați cu chestia asta, că uneori scrie o piesă care n-a nicio treabă în momentul ăla cu viața ta sau nu știi de unde, sau ai avut un prieten, a povestit o chestie sau știi, și scriu o, o, o chestie super intensă, și după aia ajungi la ceva X timp după să o trăiești. Și te întorci și te gândești, păi am scris asta, adică ce e asta, o previziune, o... un manual al întâmplărilor, da. da. Atragi, ai grijă ce îți dorești. Da, e un fel te... de afirmație sau un fel de manifestare, știi, o pui acolo în univers fără să vrei, fără să te gândești, și după aia se întoarce și se dă fix peste știi? adică e ceva. Uh... Cum se scrie la tine o piesă? Știi, știi de ce te întreb? Pentru că eu sunt fascinat de o treabă la care la mine nu funcționează sau n-am învățat să o controlez. Cred că e vorba de exercițiu. Este acea relația noastră cu muzele. A, mi s-a întâmplat să fiu un... Nu mă raportez la mine ca la un artist, dar mă raportez la mine ca la un bunicel storyteller, da? Uh, și mi s-a întâmplat să, să, să fac uh, niște povești, da, să fac niște filme. Și există acel moment în care vrei să construiești o poveste, băi, și la un moment dat, pur și simplu, uh, ți se înfundă ceacra și nu mai știi ce și cum. Și brusc, de niciunde, îți vine o idee și ți se arată drumul pe unde poți să iei mai departe ca să construiești acea poveste. Am convingerea că a fost... Uh, conectarea mea directă cu muzele și cumva faptul că făceam asta în fiecare zi, îmi autoimpusesem o disciplină prin care reușeam să fac asta, versus am săptămâni, cred luni, când sunt uh, total tâmpit și lipsit de idei și uh, chiar dacă am un plan în cap și mi-l pun la dospit în subconștient, se numește design thinking, să-mi să scoată ideea, lucrul ăsta nu se întâmplă. Ceea ce cred despre mine și nu cred despre uh, voi care sunteți mult mai în business ăsta asta cu, cu muzele, mult mai mult decât mine, că sunt lipsit de exercițiu. E, deci ai deschis o cutia Pandora, e foarte complexă. Da să știi că avem tot timpul de pe planetă. Bine ai venit în mine, în emisiune. Ok, o să încerc să o să o structurez între, în, în, trei chestii, practic. În primul rând, să-ți răspund și la întrebarea cum se compune la mine o piesă, să spun și povestea mea favorită despre cum am compus la un dat o piesă și să hai să o luăm invers, practic, să lămurim și în chestia asta cu relația cu muzele. În primul rând, da, cred că practice makes perfect. De exemplu, Henry Miller sau Hemingway și așa se forțau să scrie un anumit număr de pagini pe zi, chiar dacă nu păstrau aproape nimic din ele, dar cât timp avea un exercițiu și o disciplină, o rutină a creației, l-am dat ceva tot se lega. Pe de altă parte, perioadele astea despre care vorbești tu, în care nici măcar design thinking-ul nu funcționează și ești pur și simplu preocupat să trăiești, că viața uneori ne fură de la ce ar trebui să facem așa, eu le consider perioade de acumulare, perioada în care acumulezi experiență sau pur și simplu odihnă, pentru că nu poți fi un creator super activ în, fiecare ora, fiecare zile, nimeni nu este așa. Și sunt lucruri foarte normale. Pe de altă parte, uite, am o tipă, Roxana Gavrilă, care este cântăreață și compozitor și cu care lucrez, avem sesiuni de compoziție. Știu zici. Este minunată. Și Roxana la început, când a început ea să compună, să-și pună gândurile în muzică și pe note și așa, era la modul, stai că nu prea știu să fac asta, că vreau să spun atâtea, nu știu cum să spun și am zis, cu cât o faci mai mult, cu atât va deveni mai, mai firesc. Deci cred că asta e, o, e poate fi, pardon, scuze, am prea multă cafea, poate să fie o rețetă. Mai facem. Să tot, cum zice, să tot ademenești muzele, știi, să-ți faci o rutină din a uh -huh. da cu gheruța după ele și atunci și ele poate să vină mai des. Uh, povestea mea favorită de songwriting este una de când eram foarte mică, aveam 16-17 ani Și lucram cu Vali Rotari, în veci pomenirea lui, pentru că el nu mai este cu noi acum El mi-a fost ca un tată, ca un mentor muzical, m-a învățat foarte mult pe partea de studio Și compuneam în toate modurile, adică ori avea el o, un track pe care l-avea de înainte un negativ Ori porneam de la armonie de chitară, ori de la o linie sau versurile mele, ceva Deci făceam, în toate modurile scriam și la un dat lucram la singalul nou de atunci pentru foișorul de Fox, sunt mereu aproape. Și era o chestie că aveam toate versurile, deci toată piesa de la cap la coadă era compusă, ne lipseau două versuri în strofa 1. Și de asta, fiind începutul piesei, care venise foarte firesc tot restul piesei și în română și în engleză aveam variante, dar ne lipseau cele două versuri, că începea Fiecare zi pare acum mai lungă, cred că dorul meu nu mai are sfârșit. Mă rog, și după aia veneau, venea uh, spațiul la liber și pe aia era um, Poate e târziu, poate mult prea de vreme, dar aș vrea să-ți amintești cuvintele mele Și mă rog, continua cu refrenul Și mă lipsea, deci era cheia piesei lipsea acolo Și te-am chinuit, trebuia să și da piesa la casa de discuri în două, trei zile ne chinuiam, zic, Vali, nu mai știu ce să fac. Vali făcea cafea cu termos, deci erau niște râuri, râuri de cafea acolo, făcea nu știu câte la termos, ne chinuiam. A comandat mâncare, stăteam, nu știu ce, s-au făcut nu mai știu cum. Cafeaua de are stăteam. un rol important în conectarea noastră de cu muzele. Stăteam, nu venea, deci nu, oricât am fi încercat, aveam senzația că nu, nu, nu se poate. Și Vali era un foarte bun storyteller. Și spunea tot timpul niște povești fascinante din perioadele când cânta el la Eforie și la Constanța, când era foarte mic și așa, în vremea comunismului. Și aveau toate poveștile astea din liceu, din nu știu de când era el copil. Și am zis, zic, ok, vali pauză, nu mai pot, deci nu, hai să vorbim despre cu totul și cu totul altceva, te rog, povestește ceva, orice, ce vrei tu, nu, nu contează. Și se așează, vali, nu o să lui toată viața, se așează la birou, așa își pune cana de cafea și zice, mă, când eram eu mic, eram foarte agitat, așa, nu știu, eram un copil neastâmpărat și mama, ca să mai potolească în vacanța de vară, m-a dat la un curs de, sper să zic corect cuvântul, entomologie, probabil. știința care se ocupă de studiul fluturilor. Să meargă, okay. cu, să meargă, cu, copii în pădure și în grădin, să se uite la fluturi, să îi culeagă la insectar, nu știu să fac cu ei. Și la care mă el, aha, roi de fluturi albi peste gânduri negre, către tine mă poartă într-un zbor infinit. Și vale, aha, poate e târziu, poate mult prea, aha, bine, gata, hai să dăm rec. Aia a, fost. Deci, a fost. atât a fost. Și ce prinde -a acolo fluturi, aha, roi de fluturi albi, atât a trebuit, o scânteie. Eu știu povești de astea citite. Am citit de pildă despre Bowie și despre celebra lui piesă Changes. ce, Ch ce, -ch ce, -ch ce, -ch Changes, care uh, era o piesă pe care au pus un plus pe album că trebuia să iasă pe, pe timpul care ieșea pe, pe vinil, pe știi? Partea, da, vinil, vinil. Așa și a scris versurile alea, le-a scris pur și simplu într-o jumătate de oră de pauză de țigară până în anii 70, cred că în Berlin era face parte, cred, din trilogia berlineză și el mai spunea un lucru. Odată această piesă care a intrat, buf, by default și a apărut de niciunde și a avut, a rupt pur și simplu, cel puțin la nivel de vânzări, Uh, dar mai spunea o treabă și anume că în momentul în care știi că ar trebui da. să mai faci un disc, să mai scoți ceva pe piață, da? uh, să te avânți în treaba asta când ai cel mai puțin chef să o faci. Da, sau poți să ai chef să nu fie circunstanțe. Adică să. Ce... să, să scuză mă că te da, întrerup, să-ți ieși ne să neapărat din zona de confort pentru că asta ar fi o eventuală soluție, zicea el, la, la conectarea cu muzele. Bun, e dar nu știu dacă e universal valabil Nu e, dar cumva mi-ai dat așa la coarda sensibilă Pentru că, uite, eu practic am scos primul album Se spune că ai uh, o viață întreagă să faci primul album Și după a un an sau doi să-l faci pe știi, să confirmi uh, Eu am dat uh, o la mică la chestia asta Pentru că am scos primul album în 2017, Songbird După care, mă rog, lucrurile s-au complicat în foarte multe feluri Și bune și rele în viața mea Și acum am un uh, EP la care lucrez de 2 ani și ceva Poate chiar un pic mai mult Piesele sunt compuse toate dar pentru că avem și studioul, pentru că atât eu cu și soțul meu suntem implicați în producție și în compoziție și în chestii pentru alți artiști, soțul meu are și cariera de fotograf și regizor, este un haos. Nu al uh, muncii, am văzut. Da, și nu reușim să, efectiv, să ne așezăm să terminăm producțiile pentru piesele acestea. Patru sunt gata, mai sunt două, chiar acum o să... Pardon. Iar în mine așa, aer. Uh, respiră. Așa, bun. Și chiar dacă ele sunt compuse, a fost un proces foarte lung de la ideile care le-au declanșat până la ghiduri, la tras instrumente. Pe de altă parte a fost și super fain, e foarte multă lume implicată în acest disc nou, în sensul că pe una dintre piese, pe nu trimite piese, așa se cheamă, cântă un toboșar din Canada, Andrew Scott, pe lista de dorințe care va fi și următorul single cântă legendarul nostru Adi Tetrade, tobar de top din România și super magic. Okay. Uh, ce să zic, acum pe, pentru totdeauna va fi Cosmin Farcaș cu pianul, adică e, uh, sunt foarte mulți oameni, se întâmplă foarte multe chestii, se sinergizează, așa ca să zic. Și na, atunci e normal să dureze mai mult decât când faci un album în două persoane, cum l-am făcut eu pe Songbird cu Marian Nica, știi? Practic eram noi doi, noi tăiam, noi spânzuram, noi dădeam export, noi imprimam, noi compuneam, făceam tot, știi? Na, uneori se întâmplă, alteori nu, știi? Trebuie să accept și chestia asta, cum era aia cu Give me the power to accept the things I cannot change, știi? E când e există, cred, și avantaj și dezavantaj. Cred că exemplul pe care ți l-am dat eu era de prin 70. Atunci era al deal cu casele de discuri și erai cumva și presat de timp. Ce spui tu? Nu există avantajul de a avea vreo mare casă de discuri în spate uh, care să-ți să dea o sumă de bani, dar să te și preseze să, să scoți și atunci probabil există totuși acest avantaj de a avea timp să e iei cu, lucrurile e cu pendelete. Și e cu dus și întors. Eu trebuia să-mi predau albumul de multe la casa am de discuri, dar uh, să nu intrăm în lucruri sfinte, știi cum se zice? Uh, observ tăcerea mea. Pe de altă parte, faptul că am propriul studio, vezi blestemul și bine binecuvântarea. Când eram mică, era singurul meu vis. Într-o zi o să mi fac eu mare și o să am un studio frumos și genelecuri și tot ce vreau și veseteuri și tot, 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 tot ce vreau eu și -o să fac muzică toată ziua și -o să compun toate piesele și o să fac toate piesele. E, nu e chiar așa, pentru că în momentul în care ai studio, uh, ai și clienți și atunci și clienții vor atenția și căldura ta și piesele tale. Și normal că ziua tot 24 de ore are, chiar dacă tu ai propriul studio, știi? și na, atunci te lași de multe ori pe tine ceea ce nu, cu mâna pe inimă zic, nu mi pare rău pentru că mă simt, adică sunt într-o postură super privilegiată să lucrez cu niște oameni pe care abia aștept să-i prezint să-ți arăt rând pe rând și să-i cunoască toată lumea este un privilegiu pe de altă parte, na, uneori mă las pe mine pe planul 2, știi, ca să fiu recording engineer și compozitor și textier și co-writer pentru ei Vreau să revenim un pic la, la compozițiile pieselor și să mai dezvoltăm un pic aici am această curiozitate. Uh, există această uh, muziciană de blues, Beth Hart, uh, care are o... Uh, mi se pare un blues cam pentru fete, dacă mă întreb pe mine. Uh, și ce era în asta? <laughs> Măi, se, se, se diluează ideea, există acest personaj al Statelor Unite, Henry Rollins, care spunea că bluzul este atunci când te părăsește femeia și nu ai bani nici măcar să te îmbeți. Căci dacă te părăsește bărbatul și nu ai bani să te îmbeți, ce Da, aici la Beth Hart așa sună mai dramoletă cumva, dar sunt total de acord, este o, o muziciană și o vocalistă absolut impecabilă. E Atâta doar știu o treabă despre ea pe care... Uh, nu știu dacă a spus un interviu, dar a povestit-o unui amic de-al meu după ce a făcut un interviu și anume există acea piesă M.I. D. One pe care ea nu mai cântă în live-uri dintr-un simplu motiv. În momentul în care o cânta ca să iasă la standardul calității interpretative maxime, să scoată absolut tot din ea, trebuia să intre în vintrele ei și are această particularitatea ei, este bipolară piesa aia îi aducea aminte de o poveste de amor care nu a funcționat motiv pentru care de câte ori cânta impecabil această piesă live, două săptămâni le făcea viața uniat trupei și, și stafului cu care era în turneu știi? și și-a dat seama de asta și a scos pur și simplu piesa din playlist Înțelegi ce spun? Cât mai, intri... mai, bine decât crezi. Asta voiam să te întreb. Cât intri în tine să scoți... Uh... Există un mod, este unul dintre motivele pentru care nu o să auzi Picture Perfect foarte, live, foarte des live în concertele mele. Ajungem și la piesa asta. Da, deci asta e unul dintre motivele pentru care piesa și o cere lumea foarte bine, pe lângă că e foarte challenging vocal și na, acustic, nu, cum să zic eu, nu sună la fel și când sunt cu bandul, na, chiar -o mai cânt da, bună paralela cu Beta, adică iarăși mi le dai azi la coarda sensibilă pentru că na, și eu borderline. M-am trezit bine noastră. dimineața, da. da. E, e, compli, e, complicat, în momentul în care scrii ceva atât de intens și ajungi atât de adânc în tine, știi, să, să le scoți de acolo, da, ca să fie momentul ăla, să recrezi momentul la perfect în care toate sunt aliniate și o cânti cum ai cântat-o pe disc, da, trebuie să te întorci mental, spiritual, cum vrei tu, trebuie să te întorci acolo și uneori doare și arde și e super dubios și uneori ai putere să o faci, alteori nu, pentru că na, nu e doar piesa aia, mai ai încă 17 în playlist Și fiecare te consumă în felul ei Și nu mă refer vocal Da, uh, ce să zic Da, e, e o teorie care stă în picioare Legat de ce spuneai înainte Cu compozițiile, cumva se leagă Eu în general compun autobiografic Și când nu, uneori eu le scriu și după aia ajung să le trăiesc Sau sunt chestii foarte intime pe care Prieteni apropiați mi le povestesc și după aia eu le pun pe muzică Sau la fel la clienții Asta mei Asta ești empatică da, într-un da, într okay. mare fel da, spre nenorocirea mea uneori. Cunoști. Pe de altă parte, când lucrez piese custom, deci când lucrez comenzi de compoziție pentru clienți, întâi cer o întâlnire două de songwriting la care să-i cunosc, la care unor doar ascultăm muzică și vorbim ca proștii și despre ce vrei tu și ajung să-mi povestească viețile lor și de acolo eu ciupesc chestii pe care după aia le pun pe muzică. E stilul Julie Michaels, practic, așa a ajuns ea să facă piese și pentru Bieber și pentru Selena, știi, și fiecare era unul despre celălalt. Na. Și atunci ajungi să intri cumva în mintea omului, să te pui în papucii lui, știi, să poți, dar fiind empatică, eu chiar le trăiesc, le simt, știi. De exemplu, uite, o să spun un... tot la universul paralele, mă întorc acum, nu o să spun pentru cine, dar acea piesă a fost o comandă. A fost o comandă pentru o clientă care nu și-a mai ridicat-o în cele din urmă, tocmai pentru că probabil răscolea niște chestii care... Și după aceea eu trăsesem piesa foarte bolnavă, fiind eram foarte răcită, dar trebuia să predau ghidul. Și toată lumea care auzea ghidul, eu încercând să vând piesa al cuiva când am văzut că respectiva persoană nu mai, dore, nu mai poate să o așa, toată lumea spunea, mai cum să vinzi piesa asta, ești nebună, piesa, e piesa ta, tu nu te auzi? nu, nu, ce ai, nu, nu, nu cânt eu în românește. Și până la urmă m-au convins, când până la urmă auzit și cei de la label, au auzit piesa, adică și toată lumea era, cântă, cântă tu, cântă tu și... Da, uite, am cântat-o eu. Și după aia, până la urmă, albumul de acolo a ajuns să fie așa cum să fie. Cum compun? Că bănesc că ești curios de chestia asta. Eu am marele dezavantaj, ca să zic așa, că nu stăpânesc niciun instrument muzical. Adică eu nu cânt la niciun instrument, să zici că... Adică bine, mângă eu pianul, dar nu... Sunt nicio formă coerent, știi? Na, și atunci eu compun bazându-mă foarte mult pe, pe melodie și pe căpșorul meu. Adică eu efectiv merg pe stradă și îmi vine piesa gen cu totul, adică linie melodică și versuri împreună în general, în marea majoritatea cazurilor. Și pur și simplu după aceea lucrez cu un producător, un orchestrator sau un instrumentist și ghidăm treaba ca să fie, adică să-mi creez armoniile pe spate pentru piesă și să scoată armoniile din piesă, practic, știi? Și de acolo construim. Mi aleg și eu ce instrumente, pun și ei, tata, știi? Și versurile vin înainte sau după? De ce mai multe ori simultan, în peste 80% din cazuri. Mi-e mm -hmm. foarte greu să despart uh, uh, muzica de versuri când lucrez, nu mai iau de foarte mulți ani comenzi doar de versuri, luam înainte, știi, scriam doar versuri pe liniile altora, acum evit să fac lucrul ăsta pentru că mi este mult mai complicat, mi-e peste mână. Invers, mi-e mult mai ușor, adică să vină clientul cu versurile și să fac eu linie. Dar situația ideală este în care eu și clientul clienta stăm și lucrăm la o piesă împreună, adică efectiv de la zero. Și pur și simplu nu ne propunem, adică it just happens, nu știu. Sunt importante versurile, cred. Foarte importante. Ținte când eram mici, că cred că și tu făceai asta și ne cumpăram un disc nou, un CD nou sau o casetă și primul lucru, stăteam acolo pe covoraș lângă castofon sau lângă CD player și citeam bucle ăla, știi, cu toate versurile și mergea piesa și te uitai, urmăreai așa vers cu vers, mamă, deci erau momentele mele preferate. Când eram eu mic nu existau CD-uri. Păi nu, de-am zis, de zis, și casete. <coughs> Dar da? casete existau, da. Nu existau casete originale, erau foarte puține în România. într-o viniluri. Era, era altă poveste și era un tip de mafie ce... Da, am citit destul, da, destul. E, e, e foarte interesant cum funcționau lucrurile atunci, pentru că dacă aveai, uh, fac această paranteză da. și revenim, dacă aveai uh, un entuziasm pentru o anumită tipologie de muzică, spre exemplu îți plăcea jazzul sau îți plăcea metalul sau whatever, găseai un cerc, puteai să accesezi un cerc de oameni care erau pe, 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 nișa aia și de la toți erau un circuit al, al, muzicilor pe vinil sau pe casetă sau mai târziu și a ținut treaba asta cam până a pe treiu. Ce interesant, am tot spus asta aici, a creat prietenii pe viață. Păi nu știi vorba că people who show you new music are important? Știi ce vreau să mai știu și ajungem, ajungem din nou la, la, la muzica ta. Dar vreau să știu această poveste a ta de cum m-ai intrat în... Care, care a fost momentul ăla demonul din jugură când ai zis, băi, eu asta vreau să fac? Uh, știi că majoritatea spun, vai, când de înainte să vorbesc, ta-ta-ta-ta-ta... Tata, tata. Deci uite-te da. la mine, eu <g salsa> m-am strâmbat cu, cu spray în fața oglinzii când eram mic. Imaginez cum e la fete. Da, nu, la mine nu a fost așa. Uh, pardon, actually nu am știut. Când eram mic aveam o voce foarte de rață, Liter, aveam o voce de rață, știi, strânsă de gât, adică ceva rău. La cor, la așa, în clasele 1-4, gen, te starea, tu taci, sau tu, mai în spate. Era, știi, <gântu> era, de ui, era ceva rău, nu știu ce se întâmpla acolo, de fapt. Și la un moment dat, mă rog, eu scriam poezii când eram foarte mică, evident, ca toate fetițele visătoare care stau cu nasul în cărți. Și astea, astea cărțile erau jucăriile mele preferate, știi. Și scriam poezii și credeam că atunci când o să mă fac mare, o să mă fac jurnalist, ca să la un chiar am dat că eram și făcut facultatea asta în care stă. am făcut Spiru, am făcut jurnalist și filozofie aici la Spiru. Dar, mă rog, asta e o altă poveste. Uh... Ai scăpat de o serie stresantă cu... Ai scăpat, cred, de foarte multe... Ca... Mult mai multe cafele, țigări uh... și ulcer. Da, acolo, nu știu. Uh, da, și practic credeam că, n o să fiu scritoare sau poetesă, sau poetă, nu știu ce-mi imaginam eu așa, dar totdeauna mi se părea că poeziilor mele le lipsește ceva și nu, adică era, primeam complimente de la profesor, etc. așa, dar ceva lipsea. Și la un moment dat a fost o chestie, nu o să niciodată ziua aceea, ploua, eram cu copii în curte, în spatele blocului, ne jucam eu și încă trei fetițe, și plouând stăteam sub o copertină din asta de bloc, știi? Și fetele și hai să cântăm și noi ceva, pentru că două dintre ele cântau foarte bine, adică una era genul la care dădea tot timpul tonul la clasă, știi, la imn și am cântat ceva de la Asia sau nu mai știu care a fost faza și bineînțeles că fiind patru fete noi, patru în Asia și așa, a venit partea mea să cânt și când am cântat pentru prima oară vocea mea suna cu totul diferit. Și eram, ce asta? Adică, what? Și fetele zic că, mamă, că ce mișto sunăm împreună, adică ne armonizam, era, și gândește, eram și copii de 12 ani sau ceva genul ăsta. Și tipul asta care cânta foarte bine, era Luca, a zis, bai să facem o trupă. Și se uită la mine, hai mă, că tu scrii versuri, ai putea să faci niște versuri, niște melodii de astea, să... Și zic, cred că da, cât de greu o fi, nu știu, nu-mi nu imagineam. Și efectiv aveam un castofon Sharp foarte vechi. Uh, și trăgeam, dar trăgea pe două, știi, două, uh -huh. da. Și atunci puteam să fac, uh, gen, cântam odată linia, știi? Și după aia mutam caseta în celălalt, veneam și cântam cealaltă parte, știi, pentru fiecare dintre fete. Și tu făceam chestia asta de pat. Multitasking. Mul, da, multi. Tracking, tasking, da, da. Și m-am început să citesc pe internet, aveam internet, eram, mamă, știi, în sfârșit îmi și eu, între ultimii co copii din clasa mea și internet, da, Oradea, și am început eu să caut cum se face. Și, da, tre ok, trebuie să găsești pe cineva cu un studio, că mi-am dat seama că nu știa niciuna dintre noi să la un instrument, zic, ne trebuie un instrumental, un negativ. Și, mă rog, am cunoscut uh, un tip din radio, din Oradea, printr-o circunstanță, până la urmă el m-a dus la Gabriel Băruța, care avea singurul studio pe atunci din Oradea lui a plăcut foarte mult cum scriu și îi se părea foarte dubios cum un copilaj na, gândește un pic așa departe știi? și mai ales să compui fără instrument și era fascinat de chestia book. asta da, uh -hmm. cumva și mă rog, între timp fetele au renunțat una câte una, că ele erau cu școala, cu sportul, cu alte chestii și au numai eu. Și pur și simplu am zis, ok, o să fac chestia, adică era chestia care mă făcea mai fericită decât orice altceva pe pământ. Și bonus îmi dădusem seama că asta le lipsa poezilor mele dintotdeauna, o linie melodică. CNV? vei? 12. Am înțeles. Cu totul, când ai, 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 ai legat toate aceste a, trei... A, bine, da, fetele înțeles. au renunțat după trei săptămâni, nu te gândești. Adică, de deci ce după o lună deja eram că eram, ok, ce facem acum? Și na, la 14 ani deja cântam pentru prima oară pe scenă mare, la Festivalul Vinului în Oradea, piesele mele. Cum a fost să te sui prima oară pe scenă? A, foarte dubios. Aveam negativul pe un CD. <laughs> și... Era un amfiteatru plin. Nu știu dacă știi amfiteatru de la Muzeul Țării din Oradea. Am fost în Oradea când aveam 15 ani. Era plin, erau mii de oameni. Deci câtă frunză câtă Nu, nu vă sunt niciodată oameni în viața mea decât la televizor. Și eram o chestie mică, mică. Te stai 14 ani, eram așa acolo. Mă duc eu pe scenă și nu așteptam să înceapă. Știi, să înceapă intro de la piesă. Și nu pornea. Nu pornea cd cu negativ. Și eu stăteam acolo și oamenii începeau deja să foiască și efectiv îi simțeai, auzeai foșnetul de la geci, era octombrie, știi? Și era o și de în care auzeai... Și, și aerul și vântul, vor Și la un dat începe pianul, și începe piesa și eram, ok, this is it. <laughs> și aia a fost și în momentul în care am început să cânt. Știi cum e să simți că așa scad piesele de puzzle, se așează singură pe masă? Mm -hmm. Aia a fost senzația. Ce tare. Am văzut, cred, uh... Întotdeauna mi-am pus această întrebare Cum e să fii pe scenă Pentru că de obicei sunt în partea cealaltă Și cred că am văzut pe YouTube Un concert cu Cypress Hill Și uh, Un cameraman Era în jugulara Lui Biriel Îl cheamă pe băiatul de la Cypress Hill Și uh, îi vedeam lui O bucată din ceafă Și o, o masă de oameni Care se uitau fix la el Și el era pe treabă acolo Băi, mi s-a părut foarte scary pentru mine. Băi, deci toată lumea se uită la tine și tu, nu numai că nu trebuie să greșești, dar trebuie să fii pe treabă și, pe, și să, să domini toată, toată acea tunare. Nu mi se pare simplu deloc. Plus există, că tot repet treaba asta, există acel... Um, um, Schimb de energie pe care îl faci cu publicul. Asta public. vreau să zic acum, da. Că it goes both ways. Chiar e un schimb. Nu, nu doar tu dai sau doar tu primești, e doar știi ceea ce dai, ți se oglindește înapoi. Și atunci, în serile în care totul e wow și trupa merge bine și totul e și simți, știi, simți fiecare notă știi, și publicul te simte și îți dă mai mult. Știi? Și atunci e. Nu știu cum să zic eu, e un, e un fel aparte de magie, care nu cred că e repetabil în niciun alt, în niciun alt context. Și odată ce o simți, nu cred că mai poți trăi fără ea. Pe păi asta zic, crește dependența, am văzut. Da. Pe unii chiar uh, am văzut uh, genul ăsta de, de magie pe care o încasezi tu ca, ca frontman mai ales, creează un tip de dependență distructivă unii, Cu unii a dat realmente de pământ. Da, știi de ce? Pentru că, uite, de exemplu, citam în autobiografia lui Slash, știi, de la Guns, el, uh, chiar ne fiind frontman, a fiind chitaristul frontman, așa, uh, Sufera foarte mult în perioadele în care nu era în turneu, era ca un fel de sevraj după, cum să zic, după toată, după tot haiul ăla și după toată fericirea aia, seara mm -hmm. de seară în în toată lumea și așa, după aia să vii acasă, să te uiți la pereți, ok, da, ai chitări, ai muzică, ai colegii, ai femei, nu știu, ce, dar uh, nu e, nu mai e ai chestia aia și câteva luni până reîncepe nou turneu sau cât ești în studio și lucrezi la piese sau așa, nu mai ai, uh, cum să zic, imensitatea aia de energie și atunci poți să intri în niște sunt uri foarte urâte. Cum cred că aproape am intrat cu toții câte puțin din braț la noastră acum cu pandemia vieții, știi? Imaginez, este da. foarte greu să ți se ia chestia care te face să te simți viu. Și chiar dacă, ok, ești acasă, again, ai studio, ai persoana iubită, ai poți să faci, ai prieteni care mai vezi pe Skype și așa, dar nu, nu mai e chestia, nu mai poți să te duci într-un loc unde sunt uh, zeci sute mii de oameni cu care faci schimbul schimb ăsta de energie. Mai ai emoții înainte sau pe da, scenă? Da, întotdeauna. Și cum e? Cum le gestionezi? Sunt, uh, sunt emoții bune. Sunt mai degrabă fluturași. E ca atunci când ai fi în permanență îndrăgostit, știi? Dar nu-ți tremură vocea sau n-ai... Nu. Eu personal nu. Adică n-am trac, dacă asta mă da, 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 Dar emoția aia care simți așa, ca, ca niște fluturași care țurcă pe traheie, știi? e mai mult o expectativă și o. Bă, nu știu, o vânzoleală așa interioară, știi? E, e zis, eu compar foarte mult cu dragostea. Da. Adică cumva ai și emoții să faci impresie bună, știi? Asta e ai sentimentul, aici... da, 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 da. Și mai e o chestie, că mai ales când cânti într-un loc nou sau, na, întotdeauna sunt niște oameni noi acolo, indiferent câți, chiar că sunt oameni care vin constant la concertele tale, da, câțiva sunt sigur că nu te -au auzi niciodată și întotdeauna este o chestie de first impression, știi. Fiecare public trebuie cucerit. Și atunci, na, trebuie să fii puțin nou de fiecare dată. Uh, știu despre tine că acum câțiva ani aveai altă statură, da? A, te referi la grasă și frumoasă. Da. Eu. <laughs> și ai făcut această operație. De, de micșorarea stomacului. Am uh, făcut, da. Întrebarea nu vreau să intru în toate detaliile. Da, nu, întrebarea zic, mea zic. este, uh, a trebuit să lucrezi altfel cu vocea și să-ți dozezi altfel respirația după? Nu, no, slavă Domnului, nu. Adică asta să știi că e un mit și bine este mai ales la cântărețele de operă și la. Na, în general. E, e un mit care merge în industrie că dacă slăbești sau din potrivă te îngrași foarte mult, sau, adică dacă ai fluctuații mari de greutate, ți se jumulește vocea sau ai chestii de tehnică sau ceva de genul. Respir -mă mai greu. Totuși, da, și uh, niște uh, kilograme în plus. Păi, nu, nea, nu neapărat să știi că, uite, de exemplu, este asta Carol Fredericks, dacă o știi, vezi pe mine, era că a murit ca prin 97, de când a mm -hmm. cu Jean-Jacques Goldman artistă franceză foarte mișto adică okay. bine. Uh, nu le știu pe tot. Americano franceză dar a trăit mm -hmm. în Franța mai toată viața, mă rog, uh, care, cum să zic eu, și pe cele mai slăbuțe vocaliste din lumea asta, ți le bate la agilitate și la cum se mișca femeia, domina scena și, uite, Lizzo, de exemplu, eu nu cred că are legătură, deci chiar nu cred. Și medical nu am văzut niciodată un studiu care să... Întreb de curiozitate. Da, e mai degrabă un mit urban, uh -huh. știi? Uh, sau asta cu că toți bem o crude dimineața și ne ungem cu miere pe gât. Nu, asta o faci când te simți un pic, adică nu e o, nu e o rutină, știi? Nu toți dăm o prin zahăr și îl dăm pe gât. Eu sunt mici mituri, nu știu, chestii. Cum poate că și eu cred, na, că, nu știu, toți oamenii de radio își lustruiesc microfonul fiecare dimineață, își A, pregătesc scriptul, își șterg Știi, da? Înțelegeți ce zic, sunt chestii care... Iar legat de mine, nu, am avut noroc că nu, nu s-a schimbat nimic în, în, partea de voce. Mm -hmm. Ce s-a schimbat e în schimb în partea generală de energie. Adică acum pot să lucrez mult mai mult, adică repetiții, studio, înregistrări, concerte. Și am un spike de energie pentru că este... Da, asta îți face operația. Pur și simplu te funcționezi ca o mașinărie mult mai bine însă, știi? O na, cum funcționează corpul mult mai bine, nu știu cum să zic. Știu ce spui pentru că uh, uite-te la mine, am avut 116 kg la un moment dat. Ok. Uh, și am ajuns, mă rog, am ajuns într-un timp record dându-mi silința la 84, acum am mai recuperat între timp, dar am avut 84, în momentul în care am avut 84 și toată lumea se uita la mine, băi, ce ți s-a întâmplat? Zic, băi, nu mi s-a întâmplat mi-e foarte bine. Și uite că mă mișc altfel și am altă agilitate și dar pe de altă parte, și... uite, vezi chestia asta, că niciodată n-am lăsat să. nici să mă definească chestia asta absolut deloc. Mm. Adică, gen, întotdeauna la concerte și asta, m-am îmbrăcat per secție, am avut sper încredere mm. în mine, deci niciodată pentru mine n-a fost o chestie. Și cumva am avut și o ambiție bă, nebună să demonstrez că pe mine chestia asta nu o să mă țină în loc și că tot ce puteam să fac gras o să fac și slabă și viceversa. Sau când eram grasă și frumoasă, tot ce, să, tot ce ar face una slabă pot să fac și eu, știi? Adică nu era o chestie. Asta am observat la tine și anume firea ambițioasă pe care o ai. Asta am observat la tine. Uh, și mai știu despre tine, uh, eu, eu tot râd de prietenii muzicieni pe care îi chem aici pentru că... E această vorbă în show bizu românesc că nu există, cu excepția că asta e treaba, cu excepția vocaliștilor, toți au probleme cu spatele de la care at amplificatoare tobe și alte cele. Am avut și eu probleme cu spatele, că știu asta că la spun, cu băieții mei, adică... Asta voiam să spun, că tu care... Când exclusiv cu vocea, iată, ai avut probleme cu spatele, probabil tot din empatie. Exact. Nu, am avut o hernie de dis, s-a rezolvat uh, acum două luni, e ok, mă simt foarte bine. Chestia e că nu e neapărat întotdeauna cărat, Vezi alt mit urban. unor pur și simplu se întâmplă, să știi. Adică este ca și cum ai călca în ceva pe stradă și îți sucești gleznă. Nu s-a întâmplat ceva anume care a declanșat-o, uneori pur și simplu, na, apare problema, o rezolvi, știi? Mie mi s-a tras de la un părdalnic de scaun, la un moment dat. Mm. Petreceam 8 ore la un job pe un tip de scaun și m-a durut spatele foarte tare. Da dar știu ce spui, că s-a dus fix pe picior, se ducea durerea pe picior. E, ce am făcut a trebuit să fac niște exerciții și mi-a mi Ai, sc din ai scăpat cu chinetul, la mine a fost rea și urâtă și m-a ținut șase luni pe bară. E, și singurele, printre puținele momente când nu mă durea era când cântam, deși stăteam oren și la microfon și treceam boici. De la adrenalină sau? De la fericire, da. Sau când mergeam pe munte. Gândește că eu cu hernia aia pe mine, neștiind că o am, am, urcat pe Negoiu, al doilea cel mai înalt din România. Mm -hmm. Cu un an înainte făcusem Moldoveanu Adică noi facem foarte mult munte Eu și soțul meu și prietenul nostru cel mai bun Marian Facem multă munță omaneală, așa Și m-am dus, da? M-am dus pe Negoiu așa și na, asta e, știi când ești fericit când ești unde trebuie, uiți, câteva ore, chiar dacă este durerea cea mai groaznică și este o durere groaznică, până nu o doresc noi. efectiv uiți, corpul nostru știe, pentru perioade limitate, că eu nu cred în astea, în vindecările holistice, deci chiar nu cred în chestii de genul, vai, nu te duci la medic și o să te faci tu bine prin puterea gândului, nu, nu? Dar chestia asta funcționează pe termen limitat, adică dacă ești atât de fericit și împlinit și în pace cu tine, ai niște momente de respiro care îți permit după aia să na, trăiești ca un om, știi. Cred că și creierul ajută foarte tare să imită doza necesară de endorfine să te țină funcționabil într-un fel sau altul. Da. Mai ales în. Funcționează și în situațiile mai complicate. Da. Citeam de pildă un studiu, și anume că. Un studiu recent care spunea că deși facem zilnic lucruri care, hai să zicem, nu ne plac. De exemplu, cum să plânge lumea când mergem în fiecare zi la job. Oh, iar merg la job, iar nu mai supor. Eh, faptul că facem asta, orice tip de repetiție din viața noastră, face ca trupul nostru să, să se crede endorfine. Ca să ducem mai ușor acea, hai să zicem, povară și să ne facă la un moment dat și plăcere. Adică ne ajută. Băi, hai, e treabă din cap. Da, dar știi cum e idealul? Ar fi ca, na, tot mai puțin oameni spre deloc să facă chestia asta, adică să, să nu mai... ideal ar fi să nu mai facem lucruri care ne fac nefericiți. Și mai ales să nu mai facem obsesiv și repetitiv oricâtă endorfină ne dă ca să ne reglăm situația. E, pentru asta trebuie să lucrăm mult cu noi și să ne cunoaștem destul de bine și asta se tot întâmplă de a cursul vieții. Nu e atât de simplu. Lumea e destul de nevrotică și... Fucked up, asta e cuvântul. Uh, da, we're all fucked up in some way, dar ideea este că eu cred cu tărie chestia asta, că avem o singură viață până la urmă, uite, nici în vieții anterioare, paralele, nu cred, dar uh, cred că avem una singură și am face bine să profităm de ea, adică să facem și altceva decât să lucrăm ca la finalul lunii, să ne plătim facturile și pe asta să ne plângem că vai ce puțin bani au mai rămas și după aia luna viitoare să o luăm de la capăt sau din potrivă, ce mulți bani au rămas dar nu avem timp să cheltuim. Pentru He, că pentru văd asta. asta. sună în prieteni, nu problem. Da, nu, în sensul că eu chiar cred că oamenii ar trebui să facă ceea ce îi împlinește, indiferent uh, care este costul, emoțional sau nevrotic. Atunci când înregistrezi o piesă și uh, beneficiezi de studioul de acasă, da? ceea ce presupune un tip de intimitate, uh, trebuie să fii singură sau n-ai uh, -ai nicio problemă dacă mai sunt uh, oameni prin jurul tău. Știi de ce întreb? O dată, pentru că când, hai să zicem, doi oameni stau de vorbă, uite cum mai este, de pildă, colegul Ovidiu aici, e, întotdeauna una, a treia sau a patra persoană, schimbă un pic dinamica locului. Doi la mână, mă uitam la Steven Taylor, care a scos la un moment dat o piesă impecabil cântată, era un cover după Bob Marley. Ok, ne? și cum e el flamboyant așa, zice, -am, am închis ochii, so da? Probabil și consumase ce trebuia. că am închis ochii so și pereții au o memoria lor și în studio ăla trăsese și Bob Marley și el am simțit pe Bob Marley cum am făcut un jam session cu el. Deci el intrase în filmul ăsta, dar rezultatul a fost absolut impecabil. Și asta voiam să te întreb. Câtă intimitate ai nevoie pentru exclusiv înregistrare. Depinde. Și oricum, cât de necesare? Eu personal, oricum, în momentul în care închid ochii și încep să cânt, nu mai, pentru mine nu mai există nimic altceva. Deci, fie că am soțul meu sau prietenul nostru cel mai bun, Marian, care și el este producător, sau fie că am instrumentiștii cu mine, sau că genam lume prin studio, nu mai contează absolut nimic. Pe de altă parte, fiind acum de 2-3 ani de când am studioul și de partea cealaltă a sticlei, ca inginer de recording, am ajuns să văd exact ce nevoia au oamenii și cum trebuie să-i faci să se simtă și cât de confortabil trebuie să-i faci să simtă ca să ajungi la, cum să zic eu, ca la fructe și să ajungi la pulpa aia interioară și să, să scoți și mai bun din ei. Nu știu, depinde foarte mult de la om la om și de la moment la moment nu e o regulă, de exemplu, mie chiar nu-mi place să trag singură, chiar îmi place să fie cineva în spatele sticlei și să mai spună, uite, vezi, acolo hai să încercăm și asta, hai să încercăm și asta, sau să nu fiu stresată, știi, să-mi dau singură play record de pe tablete sau ce, nu-mi place să fac chestia asta, să fiu singură acolo cu gândurile mele în catifea roșie, nu-i chiar, a. Pe de altă parte, legat de Steven Tyler și Bob Marley, eu feeling-ul ăsta cu... De să fii în The Zone. Da, uite, cu, cu, scuze că te întreb, cu legendele, știi, de The uh -huh. Zone, l-am avut când am tras niște live-uri la Record, în studioul Record unde desă. toată lumea care a contat vreodată pentru muzica românească până într-un punct a tras acolo. Și când am intrat pentru prima oară, nu s-a de ce efectiv aerul a miroasea muzică. Deci fiecare particulă de, de praf, de moleculă, de ce vrei tu din locul ăla, e impregnată cu muzică și cu istorie. Deci n cum să nu, n-are cum să nu te ridice un, un, pic, știi? Oricât de inspirat vii de acasă, ești în spațiu ăla, ceva vibrează, ceva se întâmplă, na, ca, ca într-un muzeu viu, dacă Clădirile vrei și pereții au un tip de memoria lor. Spre exemplu, cred că cel mai bun exemplu pe care pot să-l dau este dacă te duci într-o fostă pușcărie unde au murit oameni. Măi, simți cripnesul ăla, îl simți în aer, știi? Echivalentul există și în varianta plăcută a vieții, unde în locuri în care s-au tras muzică. Simți treaba aia, are o, e un vibe. Uite, să zic o chestie pe care că -am, cred că n am mai postat nimănui în afara apropiați-vă, adică e o chestie care nu, nu ești... Mie poți să-mi spui, nu ne de nimeni. Așa, da, 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 exact. Uite, intimitatea studioului, Radio 7. Mm -hmm. um, da, eu când um, merg în vacanță sau când merg prin tot felul de locuri, îmi place foarte mult să mă duc la osoare, știi, la din astea vechi știi? Sub, știu, știu, știu. Da, pentru cine nu-i familiar cu termenul sau așa, sub mănăstirile vechi sau clădirile vechi, muzeele vechi, bla, 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 și prin Roma și prin bo, groma, în Italia în general le găsești, Milano o găsești peste Este și o mănăstire făcută așa, undeva lângă Praga. Știu, vreau, vreau. Da. Uh, și sunt uh, catacombe din astea decorate cu oase umane, știi, pentru că uh, gen când ei își dezgrăpau morții și așa ca să schimbe, uh, na, să lase locurile libere, Călugării unor nu știau ce să facă, știi, cu toate oasele și la un dat, nu mai știu exact care este istoria, dar probabil se găsește ușor informația asta. Cineva a zis, hai să facem ceva artă cu ele și au început să decoreze pereții capelelor și așa cu, și catacombelor cu oase. De să intri acolo într-o chestie de asta, în primul rând te face să îți dai seama de fragilitatea noastră ca oameni, cumva, na, clar, evident, de propria noastră mortalitate și de cât de mult contează. Pe de altă parte, toată energia concentrată, exact ce zici tu, știi, toată durerea, toată suferința, dar tot frumosul până la urmă, toată esența aia de. zisa, atâtea sute de ani de oameni, de experiențe, de cristalizate acolo, știi. Na, pe de altă parte, e, cum zicea Veronica Micle, știi, și pulbere țărână din tine să alege, ca asta e lumină strămutată, lege, știi, te face să simți că tot ce contează e aici și acum. Dar, cumva, și că e important să încerci pe cât posibil să lași ceva în urmă. Uh... Și de-aia îmi plac o soarele. Am văzut de pildă filmul Whiplash. Ai văzut Whiplash? De patru ori. Oho! Oho! Oho, da. pentru că eu nu mai pot să-l văd a doua oră. Este foarte interesant ce se întâmplă în filmul ăla. Practic se întâlnesc două personalități, da? Profesorul foarte sever și învățăcelul, hai să zicem, cu arește ambiții, da? care n-a reușit în viața lui să, să, ajungă la pretențiile profesorului decât în acel moment în care s-au distrus unul pe celălalt ca individ. Adică între profesor și învățăcel a fost o relație atât de toxică care a dus, s-au întâlnit la un moment dat și a dus la acel moment de grație. Nu e un preț cam mare? Nici un preț nu e mare dacă e să așa. Adică sunt multe, în schimb, sunt multe drumuri mult mai sănătoase care pot să conducă acolo. Și na, de, asta știi cum îi depinde de la om la om și de la artist la artist ce te face pe tine să, să sari pragul, știi ce? Să sari la un nivel mai sus. De exemplu, uite, la mine personal, nu funcționează negative reinforcement. Mie dacă îmi spui, mamă, ești varză, nu ești în stare de nimic, nu ești bună de nimic, mă deprim și mă bag într-un colț ca șoricelul. Nu mai sunt în stare să fac nimic. În schimb, dacă ești la modul, păi, nu ești acolo încă, dar poți, hai să mai încercăm o dată, Sari mai sus, du-o mai, un pas mai departe, fii mai bună, trage de tine. Dar mergi într-un mod pozitiv, funcționează. Și uite, eu asta încerc să eu ca bă, partea mea de studio și de creație și de compoziție cu oamenii, cu clienții, asta încerc să fac, pozitiv reinforcement, pentru că totdeauna eu personal am urât în studio când era chestia, mamă ce varză, hai încă o dată, bă game, ce urât, ce oribil, vai ce mizerie de trac, ce oribil este. Nu pot, mi se face scârbă, nu pot, știi? Uh, dar sunt oameni la care chestia asta funcționează foarte, foarte bine. Depinde, cred că de tine ca psihologie, exact de cum ești ca om, nu? Am acest exemplu de masculinitate toxică în cap, Mike Tyson. Mie, mie îmi place Mike Tyson și sunt fan Mike Tyson și știu povești despre el și știu că fix în momentul în care, că, mai ales în, în box și în, în, în zona asta de lupte, înainte de lupta propriu-zisă se poartă acel shit talking da? în care tu trebuie psihologic să-ți domine adversarul și să-l faci să-i fie frică în ring. Când intri cu el. Uh, și oriși ce, uh, hai să zicem, abuz, chestii care depășeau o, o limită a bunului simț, venea uh, împotriva lui Mike Tyson, îl enerva pur și simplu. Nu era bine să le nervezi. <laughs> nu știu cum să te explic. <laughs> Înțelegi? Și da. în momentul în care era nervos, atunci era și mai, mai feroce. Da, e diferit. Adică, la, da, la sportul de genul ăsta e diferit, știi? Să se funcționează la un și la muzică, adică nu nu e o chestie. Păi știi, asta da? asta mă roade curiozitatea. Piesele alea cele mai mișto de amor, de obicei, hai să zicem, cam toată muzica pop este între... Am citit o statistică, 96% din muzica pop este despre amor și copulare, da? Dar despre amor în general. E, cele mai frumoase piese de amor sunt alea în momentul în care o relație de amor s-a prăbușit pur și simplu și ustură. A, bine, asta clar, aici n-am să neg, da, clar. Și cumva cam același lucru, că probabil a fost o comparație exagerată cu păi mai sunt. dar același lucru. Păi știi, nu e, bă? știi că una e creația, una e uh, determinarea. Nu, uh, una e creația, pro procesul sau scântea creativă și una este lucru la el, adică momentul în care rafinezi, gen în studio sau pentru live-uri sau așa, știi, Că vorbeam de de whiplash și de live performances și de. cum să zic eu, de. Bă, dacă nu am cuvântul, de. cum să zic eu, excelența ca instrumentist și, și, și ca vocalist. cum să zic excelența prin practică și prin pushing it over the edge. Dar ai ceva foarte diferit de scântea creativă. Pentru că poți să fii cel mai, cel mai impecabil dar, în dar poți să fii un muzician impecabil tehnic și să nu crezi niciodată nimic. Sau, din potrivă, poți să fii un vocalist sau un pianist foarte imperfect, de exemplu, sau un chitarist nu cel mai șmecher, nu cel mai. Știu ce care, dacă, mm -hmm. dacă ar cânta o piesă de la Eagle, zice, adorm aici, lasă-mă, dragă, știi. Dar când îți cânta o piesă de-a lui, știi, și îți, alea trei note care sunt în momentul potrivit, pe acord, știi, știi? e vorba e, e, două lucruri foarte diferite, magia și excelența când reușești, scuze, să ai momente în care să le ai pe amândouă, care eu cred că sunt rare pentru majoritatea dintre noi, în care ai și magie și excelență în același moment și în aceeași esență, Nu, dai seama, este minunat. Dar nu întotdeauna poți și atunci eu pentru mine cel puțin eu îmi separ aceste două procese. Adică la de, rafin, ăla de creație și la de rafinare. Mă întrebam așa retoric cât de importantă este, hai să zicem, un tip de traumă da, pentru a plăti care ar putea fi prețul corect pentru un cântec superb. A, esențială. Firar mama e de traumă. E esențială. Adică e. <laughs> nu cred no că ai. Cu pe. No da, nu cred, în primul rând, că e vreun între noi sănătos în bras la asta, și, în al doilea rând, nu cred că. Nu știu cum să zic, cred că e foarte, foarte greu în momentul în care ești un om mega fericit și netraumatizat. Bine, nu știu dacă există un om netraumatizat pe pământul ăsta, dar știi, să fii așa, super, ii, flower power, știi? Și să reușești în artă să spui ceva meaningful. Cred că trebuie să fi o leacă, chinuit, într-un fel sau altul, știi, ca să scoți chestiile alea. Nu e și nedrept? Sau merită? Merită, clar nedrept. Na, ce e nedreptatea până la urmă? Știi, nimic nu e drept dacă e să e așa. E drept ce se întâmplă în Ucraina? Nu. E drept uh, câte mizerii se întâmplă mm. în lume? Nu. Dar totul vine, cum să zic, yin-yang, știi? Totul vine la pachet cu, na, pe câte lucruri minunate există în lumea asta, pe atât de mult shit există. Și na, trebuie să trăim cu toate. Ce, ce o să facem acum, știi? Uh, vreau să te mai întreb ceva. Eu am, uh, cred, uh, norocul și fericirea de a avea o fică de 16 ani care s-a apucat nu la insistențele mele, ci la ale ei, de chitară electrică și s-a apucat la modul foarte serios. Ce frumos! O, da! Și ce satisfacție pentru mine? A, a, alt, în altă parte voiam să ajung. Ce face, a, cu ce mă ajută pe mine treaba asta, în afară de, de ego-ul meu de tată, a, este că mă ajută să înțeleg mai bine muzica. A, întotdeauna am avut această pasiune pentru soundurile mai abrazive, și mai ales cântatul la chitară în zona asta de metal care este uh, câteodată o operă de artă uh, m-a ajutat foarte tare să-mi dau seama sau să conștientizez și mai bine uh, într-o piesă diferența de textură uh, și acum vor, uh, o să vorbesc în particular pentru că vreau să ajung la general hai să zicem uh, ce vreau să spun prin diferența de textură într-un fel sună un Gibson Les Paul altfel sună un Gibson SG, cu totul altfel sună un Fender, cu totul altfel sună un Ibanez, da? Am dat aceste patru branduri de chitară. E, uh, extrapolând de aici, mergem mai departe și atunci îți dai seama de diferența de textură la trupe și la artiști, știi? Uh, e o diferență, să dau exemplu acesta clasic, între Metallica și Jodas Priest, înțelegi? E o diferență da. de textură. Uh, Asta am observat și la discul tău pe care l-am ascultat. Uh, vine de la sine uh, textura asta sau e o treabă la care lucrezi și lucrezi și lucrezi și lucrezi și, lucrez și într-o zi, bă, asta este sound meu. Înțelegi ce zic? Pentru da. că e mult de lucru și uh, mai știu că, ai, mai știu, în momentul în care ai o sculă care îți produce tot soiul de sunete, uh, mai ales la nivelul tehnologiei de acum, bă, ai infinitate ai infinitate, știu cazuri în care au descoperit unii, nu știu ce, sound de chitară și n-au mai fost în stare să-l descopere și a doua oară prin tot soiul de butoane pe care l-au apăsat. Ah, ce să zic? Vorbesc nu, cam da, mult. Da, nu, 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 nu vorbești mult. E foarte complex ceea ce mă întreb și încerc să, să, răspund cât mai true, dar în același timp și pentru cine nu este muzician și ascultă acest podcast să poată să înțeleagă la ce ne referim. În primul rând, eu vreau să spun ceva ce am învățat de la Gabriel Băruța, prietenul meu cel mai bun din copilărie cu care ți-am că am lucrat primele piese. El mi-a mă, sculele și sunetele sunt frumoase, dar cea mai frumoasă e muzica. Adică ideea e că e, o balanță, e un echilibru foarte fin între a deveni obsedat de, de scule, de echipament, de texturi, de chitări scumpe, de microfoane wow, de nu știu ce, și să știi foarte bine ce-ți pot ele dărui și ce pot aduce în plus și alta este să ajungi să faci până la urmă un pic de formă fără fond, pentru că din păcate se întâmplă și asta, când ai acces la prea multe, te încânți, mamă ce bine sună chestia asta, știi, mamă ce claritate, ce crispiness și așa, dar nu contează numai să sune bine, contează ce spui tu când sună bine, știi, adică ok, avem toate posibilitățile astea tehnologice acum, da, dar întrebarea e ce faci cu ele. Și legat de, de ceea ce ziceai tu cu momentul în care îți găsești Cred că mai degrabă e momentul în care conștientizezi, știi? adică e ca un bulgăre de zăpadă, tu tot aduni experiențe bă, tehnici, da, vocale, dacă vrei, sau stiluri de a compune, sau nu știi, se tot adună, se tot adună. adună. sună într-un fel, sunt tot de particularități. Da, de asta e, știi, și l-am dat din toate chestiile care spui acție sau producătorului sau cum te duce piesa, că piesele uneori cer un, un, anumit sound, știi, și încerci din toate și faci așa un mix de asta super dubios, și l-am dat bulgărele este complet, știi, te trezești cu bulgărele de zăpadă, că e complet și rotunjit, uh -huh, ok ăsta e, al meu e, știi? Dar nu e un moment de... Nu, uneori îl ai și după aia conștientizezi, nu știu cum să zic, știi? La mine, cel mai adesea, recenziile internaționale, mai ales la Songbird, au folosit cuvântul eclectic. Deci toată lumea când vorbește de discul ăla, că este eclectic. Slavă Domnului că n-au zis sunt prăștiat și indecis, ceea ce înseamnă că undeva acolo în, cum să zic eu, în suma asta contrastelor, eu, eu și Marian am găsit un sound, știi? Total de acord, o să spun câteva cuvinte și eu despre discul ăsta. Te rog. Nu, te las să termin. Uh, păi am terminat. <laughs> okay. uh, uh, să spun cu ce mi-a atras atenția discul ăsta. Uh, L-am găsit... Uh, nu vorbesc de la, de la înălțimea specialistului, dar vorbesc de la înălțimea orgoliului care are urechea hârjită de, de tot soiul de muzici. De tot soiul de muzici. Și pe discul tău, tot cap-coadă, este o linie foarte fină care nu cade, cum să spun, e o linie foarte fină de burlesc, când este doar vocea ta și pianul la un moment dat, este darkish, mai darkish pe, pe alături, dar nu, niciodată nu e foarte mult, e, e punctat pe aici, pe acolo. Și puțin spre goth, dar foarte puțin, foarte... adică n-ar putea nimeni să te bage în, în clișeul ăla, știi. Sunt, sunt aceste trei... Uh, uh, care era cuvântul pe care tocmai l-am folosit, aceste trei uh, clișee muzicale uh, pe care... Uh, tu, voi, le-ați pus acolo și ați luat o textură foarte fină din care ați țesut tot sau ul ăla. Și de vocea ta mi se pare că dă foarte bine la un moment dat. Mulțumesc. Foarte bine, tot timpul. Mulțumesc mult. Asta mi-a atras atenția la discola și, mă rog, și surpriza mea că a portat și ceva la Electricord. Ok? Da, a fost și surpriza mea, nu m-aș fi așteptat să, să mă semneze, când ne-am dus practic și am avut prima discuție cu doamna Cornelia, doamna director de acolo, Cornelia Andrescu, ne-am dus și am avut prima, prima discuție cu dumnea ei, sau mă așteptam la câte prostii zic eu pe albumul ăla și la câte așa, am văzut? Este, este practic primul album din istoria electricor care are parental advisory. Pentru că așa e legea, trebuie să-l pui, n-ai cum, și mai ales la iTunes și la astea nu scapi fără acel atunci parental când a apărut în state, treaba asta a fost mare scandal. Știu. Dar, pormă, cred că toți și-au dat seama, pentru că dacă scria pe dis parental advisory, cam creșteau vânzările. Da. Slavă Domnului, s-a vândut tiraj la Songbird, nu mai, nu mai există Songbird-uri în libertate în acest moment. Trebuie să mai, trebuie să mai, mai facă. Um... Da, ce vreau să zic este, m-am uh, mirat și eu și pe de altă parte doamna Cornelia era foarte relaxată. Păi da, mamă, așa vorbiți voi tineri, așa vă exprimați voi, astea subiectele voastre și am rămas foarte, deci îți trebuie foarte multă inteligență, cultură muzicală, adaptabilitate, deschidere ca să faci chestia asta, imensă. Să-ți dai seama că timpurile nu mai sunt ce erau în anii 80 când, știi, făceam amor pe covorul pufos, nu știu ce, totul era... Avea daci. Da, știi, acum, na, nu mai era, așteaptă-mă pe fotoliu din oda, știi, că eu vin și așa, acum este direct, știi, adică e foarte... Și albumul meu este direct, știi. Uh, da, da. era la muzica din anii 80 uh, era asta a noastră românească era cumva, cumva asemănătoare și cu aia rusească sau mă rog din Uniunea Sovietică da sau un pic de chanson dar da, era, era un soi de melancolie bizară e, -e, e greu de explicat, dar e un soi de melancolie bizară când stai să asculti și mai ales când le auzeam atunci, erau acele zile de, de duminică care era, cum au fost și zilele astea, că a liniștea în oraș. Știi? o liniște în oraș, un radio care merge mic undeva. E, și la radio -le era tot, popola ăla de, de, anii 80. Mă, atât de melancolic și de... Par, nu era nicio bucurie de viață, dar parcă timpul avea totuși răbdare cu oamenii. Era o treabă de genul ăsta. E, treaba asta a dispărut între timp. A precipitat și planeta și lumea și, uite, și muzica noastră. Uh. Perfect Picture. Picture Perfect. Măi, asta e o piesă care dacă mi-a plăcut în uh, primul rând ceva la ea uh, ori n-am fost eu atent, ori n-am mai întâlnit este scrisă din perspectiva amantei pasionale. Așa este. <laughs> Guilty as charged. Ce să zic, da. Uh, așa. Uh, urmează întrebarea. <laughs> <No>, Continuă. <laughs> um, da. Picture e una dintre Picture Perfect, e una dintre cele mai intense piese pe care le-am scris vreodată, adică sper să mai bat intensitatea asta de câteva ori în, în viața asta. Uh, nu, știu, nu știu de unde să o iau. Uh, e o piesă care a apărut în urma unei relații foarte toxice, evident, așa cum spuneai, precum 96% dintre piesele pop din istorie. da? Să fie, fie primit. da. Uh, și este exact, exact așa cum s-a întâmplat. What's behind the perfect picture that she posted? Does she know where you've been the night before, știi? Și da, am făcut noi strofele aia așa, Marian și cu mine, și l-am dat la refren, eu mă complicam foarte tare, adică puneam idei peste idei, linii peste linii și ne-am ne dus la bucătărie să să-mi facă Marian o omletă, face o omletă genială. Albumul ăla s-a făcut cu omlete și cu băutură ieftină. Așa <gânt> se face treaba, uite, am mai aflat ceva. Da, și uh, mi-a făcut omletă, și ani și vorbeam și zic, măi, nu știu cum să spun aici la refren că vreau să spun atâtea. Și da, spune-mă direct ce simți, ce dracu simți, ce să spun, mă, că mă doare ca dracu, păi spune asta. A, and it hurts like <laughs> Și așa, um, așa a început, cu picture-ul. Și practic am stat pe piesa ea foarte mult, am stat, adică am lucrat ceva la ea, era și prima de pe disc la care lucram cu Marian, după care am stat și mai mult să ne gândim cum îi dăm drumul în lume, apropo de piesele au viața lor. Trebuia, am vrut un clip, am am vrut ceva care să rămână memorabil și să rupă, deci am vrut ceva care să rupă norma, știi, să fie ceva ce nu se mai făcuse. A dirty mind is a joy forever, zice Oscar Wilde. Să fie primit. <laughs> și Mariana a venit cu această idee știind că eu mai făceam și și Bari, care este arta bondigului japonez, și știa că fac chestia asta. Ține cont că asta se întâmpla înainte de apariția Fifty Shades of Grey în mainstream. Nici și... n-am văzut filmul, ăla. trebuie să fac această paranteză nimic. exact pentru că mi-a explicat uh, o doamnă uh, care nu era tocmai străină de treabă, că acel personaj masculin nu avea. Uh, portretul psihologic corect al unui uh, dominator. Adevărat. Și era mai degrabă este un fake. Fantezia feminină diluată a unei scritoare ușor plictisite, pro probabil, nu știu, așa, despre cum ar fi dacă ar fi, știi? Da, da, da. da. Ah. Na, știi, prea romanțat până se dilează. În fine, și asta era înainte de apariția și în, în mainstream nu vorbea nimeni de bondi de BDSM, adică nu erau lucruri teme care se discutau. Și zice Marian Comleta în auzi, dar dacă facem noi un clip să fii tu legată și facem și o poveste mișto, zic da, hai să găsim povestea. Și el a, el a regizat, el a venit cu toate ideea și bineînțeles eu am mers până în pânzele alea lui pentru ea, pentru că am crezut în ea și a fost wow. Până la urmă, bineînțeles că ne-am ales cu interdicția, adică n-a fost clipul difuzat nicăieri, inclusiv la, pot să zic nume de televiziuni? Da, poți să zic Știi orice. că era Wow pe Canal D, care dădeau toate, adică cele mai hot subiecte, cele mai... N-am televizor de peste șase ani, deci poți să spui orice. Ok, deci ca să știi, era o emisiune în care se discuta orice, de la cele mai mari scandaluri, cele mai mari nenorociri, bătăi, amantlâcuri, ah, tot, mm -hmm. deci totul se discuta fără perdea, acolo era și după ora 11 noaptea și ne-au invitat cu piesa au dat videoclipul blurat de la cap la coadă. Deci nu era nimic acolo, adică nu era nuditate, nu era cum să zic, și mare parte din clip, după cum Știu se clipul. vede, mm. da, e și povestea epică, înțelegi ce zic, scenariul în sine unde nu se întâmplă absolut nimic, știi, na. L-au dat blurat de la cap la coadă ca să n-aibă probleme cu cineva, a fost legendar. Ce frustrant. Bucurind. Da. Marian și cum mi a zis, M, ce avantgard. Ne-am <laughs> râs, știi. Na, și asta a fost cu picture și după aia bineînțeles că din chestia asta m-am și poziționat cumva gen ca persoana care nu are frici și care spune lucrurile atât în muzică cât și în videoclipuri fără niciun fel de opreliș sau griji că mamă ce o să zică lumea ceea ce între noi fie vorba mi-a dat o libertate imensă de care mă bucur și acum știi? ce a zis lumea? de toate, adică de la mi schimba viața și de la vai cât de frumos și așa, până la, a, deci nu știam că este ok să ai fanteziile astea sau inclusiv mesaje de la femei în mare parte care erau la modul, mamă, cât de fain și cât de feminist cumva, știi că vii tu ca femeie să spui lucrurile să vorbești, mm -hmm. să arăți lucrurile astea așa, până la uh, comentariul meu preferat, <laughs> pardon, ești o javră ordinară, la care soțul meu fiind lângă mine îmi zice nu. Dacă ai fi o javră, ai fi o javră extraordinară. <laughs> A, deci au fost de toate, știi, de la una până la cealaltă. Dar n-ai cum, până la urmă, știi care e faza? Și dacă făceam un clip cu mine cu fundițe roz în vată de zahăr, da, mângând mângâind pisoiaș alb, tot ar fi zis cineva, vai ce proastă. <laughs> știi? Vai ce aiurea. Așa că Na, lumea o să zic oricum ce zice, așa că mai bine faci ce simți. Cred că am văzut, știi, clipurile alea pe care le vezi pe YouTube, că mai nu sunt pe TikTok. Cele mai frumoase și inocente, cu un cățel, cu o pisică. Băi, și acolo găsești nu știu, jdemii de dislike-uri. Ce trebuie să fie în capul tău de a te deranja la pisica aia, bia pisică, în fine. Aici pot să înțeleg. Eu mă întreb dacă discul ăsta al tău, Songbird, este cam și această întrebare. Nu m-am prins. Este o poveste de la cap la coadă. tot Discul este a ceea ce îți presupune un album concept? Aproape. Aproape. Și mulțumesc de întrebare și good catch. M-am prins. Yeah? Deci este aproape. Cum zice? Intuiția mea feminină. Albumul, mare parte dintre piesele de pe album sunt despre aceeași poveste, slash persoană și aveau, așa era planul la început să fie un album concept de la cap la coadă. Doar că, nu știu, cumva ne-am lungit, cumva am luat-o pe alte cărări cu Mariana, adică am să mai abordăm și alte teme. Sunt multe piese. Cu, cum e The Back Door, sunt 14, da. Și la un moment dat eu l-am și cunoscut pe soțul meu, pe Andrei, m-am și îndrăgostit de el. Și atunci a apărut piesa Eyes White Shot, care este prima piesă pe care am compus-o despre el. Cu foarte mult pian. Cu foarte mult pian, frumos. Pe album Ești foarte este... versatilă cu vocea pe piesa aia. Da. Mm -hmm. Păi, na, ce să facem, știi? Și um, sunt acolo mai multe piese și din povestea asta nouă și frumoasă pe care încă o trăiesc și care mi-a dat așa lumea peste cap. Și pe de altă parte, ultima piesă de pe album, Songbird, este o piesă pe care o scrisesem la 15 ani. Și pe care am decis să o includem pentru că și eu și Marian simțeam că ceva lipsește ca să închidă cercul, știi? și am făcut și în momentul în care zice, hai mai arată în piese, mai ai tu în ale tale zic, mă, nu știu, sunt vechi, nu se pot trebuie arată mă, arată-mă, arată -mă. și în momentul în care am început cu Once upon a time Where the white poppies grow In a land with no dark Where the ones only love A time fragile songbird Used to dream at night To get there in that special place That's what she never got Marian era deja cu mâna pe pian Gata, asta este ultima piesă pe album Și o să cheam album. cheam OK? În paranteză fie spus uh, Am această întrebare pe care O pun uh, tuturor uh, Celor care vin aici și se ocupă Cu versurile uh, Există un tip de Exerciții de memorie pe care le faci Să reții versurile de uh, uh, La atât de multe piese sau pur și simplu e by default. Nu știu cum fac alții, dar eu am o memorie foarte dubioasă, fotografică, o sinestezică, nu știu, I basically remember everything. Uneori mă aduc aminte unde am pus cheile de la casă, dar da, lucrurile care mă interesează și care îmi plac, mi le aduc aminte forever. Mem În detaliu. Mem memoria e o treabă foarte tricky. Putem să ne aducem aminte, treburi pe care nu le-am trăit, de fapt, să mai întâmplă și asta, dar ăla da. este alt tip de memorie. Aici... Da. Um, cred că Oigan mi-a spus că în momentul în care, mă rog, el foarte mult pe chitară și zice, bă, este o, fiecare piesă e ca o casă în care intru și știu, acolo e baia, acolo e bucătăria, acolo e dormitorul, am treaba asta și fix așa este. E, dar la, la, versuri mi se pare și mai complicat, pentru că el la fel, uite, multe. De, eu, de exemplu, am compus foarte mult la viața mea și na, pentru că nu, nu când la un instrument și așa, nu am demor la toate triliardele de piese și idei pe care le-am făcut, știi? Dar, dacă îmi deschid caietul și eu pe caiet în general îmi scriu doar versuri sau niște notițe sau gen acorduri sau tonalitatea sau ceva, deci notițe minimale, și la piese la care nu am demo oficiale. Uh, și, de exemplu, dacă văd primul vers și mi-aduc aminte, gen, primul, prima bucățică de linie, chiar dacă, nu știu, fiind obosită sau distrasă sau ceva, nu ți-o iau fix din tonalitatea în care am compus-o în originala cu 10 ani, intervalele sunt întotdeauna acelea și oricum e super aproape. Deci, dacă mi-aduc aminte atâta, scânteia, uh -huh. ăla-i. Am înțeles. Deci, să, 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 dar trebuie să-ți cum aduci cumva me melodia în cap? sau. Da, deci dacă mm -hmm. mi-aduc aminte, gen, primul vers cu tot cu melodie, ăla-i. Am toată piesa de la cap la coadă. Ce tare, ne uităm niciodată. Nu, no, dar ziua, nu știu cum fac alții. La mine memoria asta este dubioasă și cumva mi-a și de pe alte părți, pentru că, na, încearcă să uiți o chestie care-ți este tristă, cu genul ăsta de memorie. Sau încearcă mm -hmm. să uiți ceva care te frământă, cu genul ăsta de memorie. There's asta a se cat. numește lobotomie. <laughs> nu mulțumesc! Serviciu, nu, <laughs> Plus că am auzit că și, și, recidivează. Știi, mă întreb dacă discul ăsta al tău, Songbird, a ajuns și s-a comunități de barii de pe aici. Ar fi interesant. Da, este foarte ascultat și nu numai aici. Adică în continuare, uite, de exemplu, pe Spotify-ul meu, știi că pe Spotify Artist, poți să vezi în ce playlisturi este inclusă piesa ta. Mm -hmm. Și în general, la mine stă așa, sunt din astea cu melancholy pop, nu știu ce, uh, sad love songs <laughs> și și Barry music, știi? Pentru că un interludiu de pe album se numește chiar și bari Și este făcut special gen cam cât ți-ar lua să faci uh, niște tacate. Ca, eu un tip de legătură, știi? Și cam ăla, ăla, este măsurat că așa a fost făcut. Aveam nevoie pentru un show și l-a făcut Marian exact când să fie timp. Um... În criza mea de la 40 de ani, criza de la 40 de ani la băieții vine nu numai cu cele sexuale la care face toată lumea referire. Să fie primit? N-am nicio problemă, sunt în criza aia de la 14 ani, deci aia e altă discuție. Dar vine la pachet și cu tot soiul de puseuri de astea de manufacturare, de chestii care țin de băieți, știi? La mine a venit la pachet și cu M am dus să fac kickboxing. Da, aștept să mă reîntorc, dar am făcut o vreme treaba asta și bineînțeles că acolo am învățat fix tehnica asta de choking, când l-ai prins și îi faci priză așa cu mâna da, și, și m-a amuzat această piesa ta care se numește Put Him To, to Sleep, sleep? Uh, și dacă asculti piesa este Put My Love Into Sleep. Adică nu e chiar put him into sleep. Și zis, uite ce joc de cuvinte a făcut aici. Și venind de la tine către, hai să zicem, un el și nu invers. A, dar nu era, nu era la modul sexual acolo. Acolo eram eu foarte supărată vrând să-l otrăvesc ca pe șobolan. <laughs> Am înțeles. <laughs> Pentru că, dacă o să ascult strofa 2... <laughs> Puțin mama mai liniștit. Literally, adică este o chestie, mă rog, sunt mai multe referințe acolo, că știi că începe că my girlfriend's warn me he's an animal, nu știu ce, și după aia um, era că, stai, um, if he's allowed to rip my heart without a warning, I'll make him pay, nu știu ce, și l-am dat zic o chestie, că I went to the vet for a second opinion, știi, adică dacă tot e un animal, na... Și zic eu o chestie la un dat de acolo, că pentru fiecare na, miligram de suferință, știi, merită tot atâta o treabă. Știi, normal, tot este metaforic, nu omorâm pe nimeni, dar ă, asta era ideea. Eram foarte, foarte supărată și la fel mi-a făcut Marian omletă și el, el și omleta și pianul m-au ajutat să-mi exorcizeze acele sentimente. Asta este, hai să zicem, primul tău disc, da? Uh, vorbești, mi-ai povestit mai devreme că lucrezi și la următorul. Da, intens. Uh, la ce să ne așteptăm de la prezența ta diafană? Că uite, de la primul ne-am lămurit. <laughs> <laughs> păi da, o să fie mai spre diafană, ai pus punctul bine pe ei, dar cumva aici darkness-ul va fi mai subtil. În primul rând este un disc în limba română, în întregime. Chiar dacă am avut acest single Sweet Escape cu Cezar Hăbeanu, care a mers foarte bine, sunt foarte mândră și norocoasă și binecuvântată că a mers așa de fine, dar am decis totuși că discul meu va fi 100% în limba română. Um, am continuat cumva pe acel fir din uh, Universul Paralele, pentru că aceea a fost piesa care a pornit totul, chiar dacă nu a fost experiența mea, dar cumva atâția oameni s-au regăsit cât pur și simplu m-am întors în timp cu mine și în chestii vechi, în chestii posibile totodată, nu știu, nu știu cum să explic. Am intrat pe un fir mult mai uh, subtil, ăsta e cuvântul, și atunci uh, o să fie un album pentru femei... Uh, Marian spune că este un album pentru femei îndrăgostite și bete... Hmm. Eu sper să nu ajungă un moderator mișto de radio, cum ai fost tu acum, să zici că Beth Hart face blues pentru femei, dar asta dacă, asta dacă fac pop am pentru zis femei... Am că e mai girly, nu da. e că pe, pentru femei. Dacă e destinul meu să fac pop pentru femei, am să-l îmbrățișez și o să fie vin cu estrogen și aia e. Și cum acum faină. nu vreau să vorbesc prejudecăția, Iurea, dar o femeie beată nu e întotdeauna fani <laughs> băi, uite, n-am chestia asta. Nici, nici, bărbații beți nu sunt să dea una funny. Oh, absolut, de aici nici nu Dar uneori să... sunt melancolici. bărbații Bar beți sunt rare ori fani. Da, unii sunt <fie> melancolici, alții sunt șanți, alții sunt uh, dubioși, alții... Exact ca și femeile, eu chiar cred... Uh, n-am avut niciodată chestia asta că am o femeie care înjură sau Mai. fumează sau bea ei nu știu cum. Nu, frate, este același lucru. Trebuie să. Tre asta, aici voiam să ajung ca să scoți un disc despre care voi, creatorii, spuneți că este pentru femei îndrăgostite și bete. Asta presupune de la tine, care vii cu versurile, că își bănuiesc că tu vii cu toate versurile? La acest disc, da, am avut puțin ajutor până acum de la Andrei, soțul meu și de la Marian la piesa Medicament Subtil, apropo de asta, de subtilitate și da. alcool, care este o piesă despre beții băneală. Ei m-au ajutat puțin acolo, dar în rest, da, versurile mi-aparțin în totalitate. Asta vă Mintri tu în tine să scoți femeia beată și îndrăgostită. Îndrăgostită nu e greu, beată e ocazional. <gătă> uh, Gândește-te că studiul meu nu e că vreau să-mi fac reclamă, dar știi, se numește Demisec Record. Uh, aș vrea să <gătă> punctez... Adică noi bem, știi? A aș vrea să, să punctez că acest podcast la care ne uităm a început la Demisec Records, da, primele două episoade au fost acolo, da. Trei cu chiar. cum? cu Marihuana, da? Și nu... A, nu, n-am mai apucat numărul 3. Nu, n-am mai apucat. Iartă-mă. N-am luat cu munca. Știi, știi cu muncă? Da, ca tot, da. Omul. Ca tot, tot omul. am luat cu munca. Și după tu ai plecat bine. în țări străine, Na. Da, nu? Da, ușor nu mi-a fost. Nimic din ce e fain, nu e ușor. Și da, nu știu cum să zic că fac, adică pur și simplu, uite, era un vers într-o piesă de-a lui Celine Dion, paradoxal. Uh, I, guess, uh, I guess I'll live with the fear, it will all disappear if I try to put it in words. Așa sunt eu cu creația și cu scânteia creativă. Mi-este frică că dacă ști cum se întâmplă procesele în capul meu, dacă ști, nu știu, chimic, metafizic, nu știu ce, bă, tehnic, ce se întâmplă exact în capul meu în momentul ăla, nu s-ar mai întâmpla magia. Și atunci nu vreau să știu. Eu nu vreau să știu cum le fac, vreau doar să le fac. Mi-a explicat mie odată un sculptor că dacă te uiți la o operă de artă, hai să zicem la o sculptură sau o pictură și o înțelegi în totalitate este cam chici pentru că își pierde misterul. E valabil și pentru oameni, cred. Păi și pentru muzică cu atât mai mult. Trebuie să aibă chelcășozul ăla de mister. Da. <laughs> Când ai dat-o o dată de gard grav? De multe ori, nu știu. Profesional vorbim. <laughs> nu, profesional Când am dat... stai să mă gândesc. Că... Păi, uite, tu... ia uite acum, acum noi încă suntem în anul 2022 și încă vorbim despre albumul meu din 2017. Deci am dat-o bine de gard că nu am venit cu album nou despre care să vorbim, dar eu am, trăiesc cu speranța că mă vei invita și când îl termin pe cel nou. Asta, pentru că uneori, na, depinzând de producători și de oameni din jurul meu, de muzicieni minunați din jurul meu, dar na, ai nasol depinzi, pentru că fiecare are viața și cariera lui, depinzând, și ne fiind în stare, în, stare eu, o ecuație complexă aici, să învăț să, să produc încă, este visul meu să învăț să produc, să-mi pot produce propriile piese de la zero. Să nu mai să fiu one woman show, să nu mai depind de absolut nimeni, să mă așez la pian și să fiu în stare să... Uh, ne făcând chestia asta, întotdeauna o există un decalaj imens între momentul în care am trăit o chestie, am compus piesa și după aia până ajung să o orchestrez, să o imprim, să o dau la mix master, Chiar asta ține cont chiar având studioul meu și cercul meu de oameni care îmi sunt foarte apropiați și trupă și oameni și instrumentiști și tot, cu care poți să faci lucruri, dar viața se mișcă repede, muzica se mișcă încet. Și da, asta eu consider că este o mare un mare dat de gardul de beton. Am înțeles, deci tu ai un mindset ca o dată, hai să zicem la 2 ani să vii cu un disc și uite cum se întâmplă lucrurile și... Nu neapărat, cred că mi-aș dori să ajung pur și simplu să fie foarte, foarte scurt moment, uh, timpul de așteptare între momentul în care compun o piesă și momentul în care ea pleacă în lume pentru că, uite, gândește, noi vorbim acum de lista de dorințe și de pentru totdeauna așa piese compuse anul trecut vorbim de Universul, piesă compusă cu 2-3 ani și lansată anul trecut, adică e un decalaj mare, 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 eu sunt alt om decât când, când am scris piesele alea, știi? Sunt alt cineva, eu aș vrea să pot uite, să vin, știi, știi care ar fi visul vieții? Să vin acum să îți cânt aici sau dincolo în studio celălalt al uh -huh. colegilor tăi uh, piesa pe care am compus-o ieri uh -huh. știi? Asta aș vrea să vin și să fie ok chiar dacă nu-i gata în master și iese peste trei zile și o pun pe YouTube sau așa, să vin și zic uite Silviu ce-am făcut aseară, știi, să mă așez la pian, știi, ai, ai, ăla-i vis. Ăla este the next thing. Uh, mai am această întrebare. Uh, cu siguranță ai avut, și cred că e o mare satisfacție când, pentru un muzician când scoate primului disc. E, e ca și cum te duce la primul concert rock din partea mea, știi, nu, nu uiți niciodată. Da. Uh, care a fost uh, highlightul ul uh, hai să zicem, carierei tale muzicale până acum? Adică momentul ăla în care ai zis, aici voiam să fiu și am meritat tot. Căci bănuiesc ca și întârzierile astea pe care le invoci... Fac parte din prețul plătit ca probabil următorul produs să fie, am vorbit urât despre muzică, i-am spus produs, Ei, asta cer scuze, e, na. Da, asta, viața. asta e viața, Da. vreau să fac această diferență, ca următorul disc să, să fie și altfel și probabil și mai important decât primul. Da, e clar preț, dar uh, legat de highlights, clar este lansarea lui Songbird, este Eurovisionul din 2011, când piesa la care am scris și eu Change împreună cu Gabi a reprezentat România la Eurovision, Hotel FM, uh, și de sens, să fie acolo atâtea zeci de mii de oameni în stadion cântând, refrenul tău la unison este huge. Uh, nice. și... Da, și pe de altă parte, unul dintre momentele mult mai, nu știu cum să zic, subtile, nu știam am azi cuvântul ăsta, dar momentele subtile în care îmi dau seama că sunt exact unde trebuie să fiu, este că mă trezesc dimineața în studioul meu, dau perdelele la o parte, știi, porumbelul cântă, pentru că acum e perioada de împerechere la porumbei și porumbelul meu cântă. Ajungem și aici. Așa. Uh, și dau perdelele la o parte și acolo sunt chitarele soțului meu, este pianul, știi, stăm, și stau pur și simplu și dau drumul la QB, știi, și mă pregătesc să mă apuc de ceva sau să studiez sau asta. Și e chestia, știu ce sesiune am programată pe săptămâna aia, este sentimentul că I belong, că sunt exact unde trebuie să fiu, știi, și că fac exact ceea ce trebuie să fac. Și copiluțul ăla de 12 ani care n-avea bani nici de mâncare și visa să cânte pe scene mari și să facă muzică și într-o zi să aibă studio ei cu genelecuri și cu toate astea. E pe drumul ăla. Și cu porumbel e acolo, știi? Mm -hmm. <laughs> da. uh, hai să încheiem cu Songbird, că ți-am vorbit prea mult despre el, sau mă rog, suficient, nu prea mult, dar suficient cu siguranță. Uh, există o, un desen cu tine și cine ți-a lucrat acel desen? Ți-a făcut uh, și un tip de privire, ca un soi de altă ego al tău, bănuiesc. Uh, am încercat să surprind aici privirea n-am surprins-o încă, uite, îmi dau ochelarii jos. Uh, și mai este și o pasăre acolo, un corb. Uh, da, Cristina, ca... Cristina Calara, scuze că te întreb, este artista care mi-a făcut uh, acel, acele tablouri din, uh, chiar există tab desenul, tablouri, mm -hmm. Și ea l-a făcut, noi am încercat, Marian și cu mine, să găsim un corb cu care să pozăm, dar că nu, cei care aveau animăluțe la rental pentru filmări și așa nu erau disponibili atunci. Și am sunat, la am dat și am întrebat pe cineva, vreau și eu un corb, da, 300 de euro. Zic, Zic, ok, bine, dar e ocupat, să știți, până în iunie și noi în iunie la de euro să-l închiriezi, faci poză da, cu el. Da, da. Că citesc, corbul e ocupat. O domnul Ovidiu, <laughs> prinde -ne și noi niște corbi să mai rotunzi veniturile. Da, dar trebuie să-i faci și să-i dresezi, să stai să ne... -a. Și da, Cristina m-a văzut, eu nu arătam chiar așa cum a desenat ea, adică mi se pare că sunt mai frumoasă, mai matură, mai nu știu cum acum, nu știu, obiectiv vorbind dacă sunt sau nu, dar Cristina m-a desenat așa cum m-a văzut un alt ego. Da, da, vezi, dacă te uiți acum la copertă și acum la mine, îmi se pare că acum se mai mult coperta decât atunci? Ba da asta a fost ideea ea uh, m-a desenat cum mi-ar plăcea mie să rămân cred că în memoria oamenilor nu cum eram atunci neapărat în secunda aia gotișe yeah? uh, ce m-a amuzat este să aflu despre tine că uh, tu și cu soțul tău aveți o pasăre și un pisoi. Oh. Avem pisoiasul Paris și porumbelul Geralt. Amândoi sunt salvați, eu, fiecare în moduri diferite. Și trăiesc împreună sub același acoperiș. Porumbelul are voie doar în control room în studiosul sus și are cușcuța lui acolo, iar Paris are voie în restul casei, în afară de recording room și de control room. Deci cam au fiecare mm. un etaj, dacă vrei să iei așa. N Am înțeles, sunt convins că pisica știe unde i porumbelul. Da, și era cât pe ce să avem o, -o singură dată un accident și l-a prins soțul meu, așa l-a prins de pieptuț, știi, din aer l-a prins când rea să-l muște pe Gerald. Gerald de deja era și el în zbor și a fost așa o mili-mili secundă în care lucrurile puteau să meargă foarte prost. Dar a fost ok. Dar cum na. a apărut porumbelul ăsta? Adică, pe mine mă amuză să, să apar pe, pe coperta primului tău disc <gri> cu un corp. Tu, tu cu un corp și acum să te trezești ca... Eu, acest manual al întâmplărilor, exact ce spuneai mai devreme, scriu niște treburi și, pe urmă, mi se întâmplă. Univers ți le dă bine, știi? Na, eu totdeauna am fost obsată de păsări și am iubit păsările mereu, deci totdeauna, când văd păsări, pene, sunt moartele și nate. Am văzut că apar cu pene din când în când. Da? De ce? Des. Pentru că plac, adică e toată ideea asta de zbor și de libertate absolută, să te duci unde vrei să zbori, unde vrei, oricând vrei, știi? Copil fiind îmi agățam pene de gâscă făceam rost no. pentru că mă jucam de indienii și mi agățam, dar n-aveam părul lung, mă legam cumva așa și cumva știu ce... Da, da doar că am rămas așa, vezi și... Uh, na. Dar o să duc și si pene data viitoare, dacă vrei. Nu știu dacă de gâscă, te aduc de la porumbac. Porumbacul nostru a venit la noi, era lângă garaj, în noapte de Revelion și noi ne-am dus, mă rog, aveam treabă prin oraș, când ne-am întors, el era încă acolo nemișcat. veterinarul zice că probabil s-a lovit la o aripă sperindu-se de petarde sau ceva de genul, el nu mai poate să zboare ca un porumbel normal și de a o să rămână cu noi forever și o să aibă o viață frumoasă și fericită, el zboară doar pe distanțe scurte, că a avut aripa stângă bușită. Și na, ce să zic, că iubim foarte mult și în sens, chestia asta când vin dimineața și el uru, uru, ur, acolo e foarte, ceva adorabil. Nu înțeles, și unde își face nevoile, scuze? -mă. În cușcuța lui. Da, în cușcuța lui și schimbă schimb în fiecare zi este un șervețel de la de unică folosință. Nu-i nu e... las drumul prin casă? Ba sau... da, a. dar tot acolo face. Adică este mit urban chestia asta că, mamă, ce uh, non-igienici sunt porumbei. Nu știu, sau... da. Întreab, da, este mare mit. Normal că tu când îți găsești mașina uh, cu găinați de porumbei, știi pentru că au trecut mulți porumbei pe acolo și na, știi, dar apară... mulți, nu unul, știi, da a fost unul care a zis, uite, mașina asta aici, hai să o umplu. Apare pe coperta următorului disc? Nu știu încă exact cum va arăta coperta, dar n-aș vrea să mă repet, știi? Când nimic din ce fac asta e sănătos uh, Cum ți-a fost pandemia? Te, uh, ești una din puținele persoane care poate să spună și ceva bun despre pandemie Majoritatea să plâng Tu te-ai măritat M-am măritat, am avut o lună de miere frumoasă de tot, doar noi doi Nu ne-a deranjat nimeni Na, da, ce să zic, a fost super din punctul ăsta de vedere pe de altă parte, a fost un pic de vinovăție că în gen mureau oameni și era super nasol peste tot și eu eram mai fericit decât fusesem vreodată până atunci. Uh, na, ne-am făcut așa, universul nostru, știi, și asta ne-a ținut sănătoși la cap. Uh, ne-am uh, folosit timpul acela ca să ne perfecționăm din multe puncte de vedere. Am lucrat remote, acolo unde s-a putut, am luat tracuri primite pe mail de la artiști, am mixat, am masterizat, soțul meu a chitare, eu am mai compus pentru unii alții. Na, am avut ce să mâncăm datorită studioului, ca să zic așa. Dar. Uh, da, ce să zic, a fost traumatizantă și eu cred că efectele traumei de a fi stat închiși atâta timp și de partea unii de ceilalți, de oameni și de cântări și de tot nu o să le simțim încă cred că va mai dura până o să percepem in the front of our minds chestia asta cred că psihologii, psihoterapeuții și sociologii au de lucru 20 de ani de acum încolo fix pe, pe perioada asta Uh, știu că mergeam cu metroul și am văzut la un moment dat uh, un cuplu care avea un bebeluș în căruț. Bebelușul era singurul care nu avea mască, restul mm. toți în metro aveam mască. Și am avut acest moment, zic, băi, copilul ăsta abia a venit pe lume și se uita așa la oameni și toți erau cu mască pe față, s el nici contineziza că n-avea. Uh, dar mă gândeam. Băi, asta e prima lui sau între primele lui imagini despre lume, știi? Uh, și m am amuzat, am văzut la tine pe Facebook, m-am amuzat să, să vă văd pe amândoi, da? da. Uh, proaspăt căsătoriți, dar cu masca pe față și am zis, oh, ce, ce trist, știi? Că, na, trebuie să o porți, că asta e situația, asta e contextul. Este da... că ne-am dat jos când ne-am sărutat la starea civilă. Ah, uh, asta mai lipsea. Au fost cazuri de voiau să pună fotbaliștii să alerge cu masca. Oi, doamne, da. săraci. Nu, a fost interesant. Oricum, toată viața mi-am dorit o nuntă tipică. Na, uite aici. Nu știam în ce fel o să fie, cream doar că o să mă mărit în bocani și în cercă strâns. Uite că m-am măritat în pandemie și a fost bine așa, știi? Cum a fost? Frumos! Am fost dar eu cu soțul meu, părinții lui care au fost și martori și Marian, prietenul nostru cel mai bun, care ne-a făcut și pozele. Am înțeles Și după ne-am dus și am comandat fish and chips, cu livrare și ne-am luat un vin super ieftin de la un magazinel dintr-un colț care avea ușile de lat deschise așa, ne s-a părut că e safe să intrăm, că nu era nimeni acolo și am luat un vin de stat penal și am stat pe terasă, vecinul lucra la casă, își renova casa, era în curte acolo, muncitorul lui fă făcea chestii și noi stăteam cu motanul, cu părinții, cu Mariana. N-ați avut senzația asta de facem o nuntă la unul din sfârșiturile de lume? mai știi care e faza am zis că dacă se termină lumea, unu, vreau să mor măritată, doi, dacă se întâmplă ceva cu mine, vreau să fi fost măritată, că na, sau dacă ajung în spital, să face, era super important și chestia asta, dar pe de altă parte a fost faza asta romantică, că păi, noi chiar ne vrem, știi, adică nu contează ce se întâmplă în afara noastră sau în afara, știi, noi asta vrem să facem, the world can, you know, end or not end, we'll still do this. Avem și piese pe viitorul album inspirate din aventuri din pandemie sau stări, situații? Nu, nu neapărat. Nu. Nu m-a afectat atât de tare cât să se reflecte deja în muzică. De înțeles, la mine durează, la mine uneori e cu ceas, e târziu, Uneori nu, că dacă să mă gândesc la ce piese am scris în ultima perioadă, sunt real, sunt acum, sunt... Nu știu, nu știu să zic, Dar nu, nu avem pandemie pe... Uh, mai există în... Uh, uh, toată muzica asta a lumii uh, și cred că aici mai mult în zona de pop sau de rock există tot soiul de piese pe care le simți ca zonă. Uh, am mai multe exemple în cap. Uh, uh, o dată cred că este probabil cel mai vechi cântec românesc care dă o zonă din București, domnișoară, domnișoară, ce program aveți, din Sunt Lizianu. în piață la Lizeanu. Da, cred că este aia, aia și cu într-o creșmă aș vrea să o mor la obor. Da, sau popanani o stradă pe Hala sau Traian. Sau popanani, da. Sau uh, Piața după... romana, numărul 9, unde am stat și eu, bai the way, la un moment dat. Așa. Exact, și pe urmă am avut asta cu Sălăjeanu. Dar dincolo de asta, uh, pot să-ți mai confirm, cred, uh, mă prind întotdeauna dacă ascult o trupă din Statele Unite dacă este din Texas sau nu. Ok. Și, uh, și uh, primul lucru care îmi sare în urechi este soundul de tobe. Hmm. Soundul de tobe are un sound aparte. Zizi Top, de pildă, are un sound aparte. Cum are și metalica, e foarte imediat recunoscutibil soundul de tobe de la Metallica. Dacă nu știi ce piesă ești, dar îți intră, sau cine cântă, dacă îți intră trobele alea, a, Știi? Exact așa este și la Zizi Top. Uh, tu ai treaba asta în piesele tale? O, o amprentă care să... să... Ah, cum să-ți explic... Uh... Presupunând că peste, asta e o viziune, peste 200 de ani o să ducă cineva într-un anticariat virtual și o să vrea să-și facă o, o idee despre cam cum erau oamenii pe, pe bune și pentru că va ști de pildă din studii că nu suntem toți atât de fericiți cum se vede pe Instagram, hm. înțelegi, uh, și să, să, să dea de, de muzica ta și să aibă locul, să aibă idee despre loc și despre context. Nu cred, sincer, că uite, poate aici mai e de lucru, știi, să fie atât de ancorată în realitate, cumva în realitatea bă, fizică, să zic, nu, nu cred, să dacă este așa, eu nu o percep, dar perspectiva asta de a avea muzica mea peste 200 de ani și cineva să o descopere, să o asculte, este cea mai mare dorință mea, practic, adică să rămână ceva în urmă mai mult decât Stardust, știi? E Literally, chestia pentru care simt eu că trăiesc, știi? Să am un legacy, să am o moștenire, -am o, să fi contat ceva. Și dacă. Adică, nu știu, nu știu ce le va spune despre oameni sau sper să. Dacă cineva ascultă muzica mea peste 200 de ani, nu știu, sper să creadă că măcar majoritatea dintre noi, fiecare în felul lui, am fost liberi și frumoși și nu foarte ancorați în realitate. Am înțeles. Tinerii visători. <laughs> uh, da, eram curios că cred că cel puțin, hai să nu fi de la al doilea album, dar la al treilea al patrulea încolo, s-ar putea să dezvolte aceste dimensiuni de spațialitate de loc, de... Doamne ajută, să fie primit să, să, să rămână asta vorba, să fie primit na, să, ai, să ai un disc care se numește, să se numească de pildă uh, Post-Millennium Tension sau Beginning Tension sau whatever în fine, băi uh, mulțumesc mult că ai venit Mulțumesc mult că m-ai invitat. Când te vede lumea la cântări? Păi cât mai curând. Acum, practic, am deja aproape două luni de la operație, de spate, pot să te sar, te... pot să fac lucruri. Asta întrebam, te reține cu ceva, nu? -i. Nu, până acum nu. Am stat în prima lună mai el, pentru că, na, oricum, când când te miști, te duci, de păi Normal, da. Dar de acum o să ne vedem peste tot și oriunde. Dar de... pentru cine vrea să mă caute, să mă caute Navicui românesc, Navi Songs, sunt pe Instagram, sunt pe Facebook, sunt peste tot, sunt pe YouTube, Uh, și na, ne, ne, găsim acolo. Sunt ușor de găsit și sper uh, plăcut de ascultat și de urmărit. Uh, eu visez frumos la un show cu tine și cu ceva vizualuri, ce puțin. O să mai facem. Am, mai tot făcu am făcut. Am făcut înainte de pandemie și o să tot facem chestia asta. Sper cât mai curând. Cât o să țină de pildă un show? O oră? Sau te arunci la o oră uh -huh. jumate? Sau o oră și Depinde să știi de deloc. Dar mă arunci și la o oră jumate. Și uneori, de exemplu, la concertele puține din pandemie când prindeam să cânt nu de Am cântat toată și două ore la un acustic în martie, te-am deci mm -hmm. în martie anul trecut. Deci am cântat, la un, nu mă mai opream, nu, mă mai, nu mai vroiam nici eu, nici oamenii să ne dăm duș de acolo. Măi, cred că se întâmplă și o chestie foarte frumoasă și am observat și cumva mă, mă bucur de bucuria muzicinilor când ești într-un cântec sau ești în cântece și go with the flow, mergi cu muzica, merge tranziția aia, a ieșit perfect, a ieșit, înțelegi zic? E, e, te, te pierzi cumva în poveste. Exact. Bine, vreau să știu când oamenii și unde, dacă există, dacă ai exact vreo cântare stabilită. Nimic sau... confirmat acum, dar le urmează, rulăm. Urmează. Să intre lumea pe pagina la tine pe Facebook și pe Instagram, în primul rând, că bănuiesc că astea cele mai vizibile. Acolo sunt. Mă foarte bucur că am vorbit. Și eu, Silviu. Salutări ascultătorilor și numai bine. Să vă fie viața magică. Așteptăm discul nou. Bine. Anul ăsta. Doamne ajută, să fie primit! <laughs>